Asistență, onorată asistență. În primul rând vreau să vă zic cum bun venit la Academia de Studii Economice din Moldova. Întâlnirea de astăzi este dedicată susținerii unei teze de doctor în științe geonomice. Pentru aceasta, sau susținerea de astăzi este urmarea a deciziei Consiliului Național de Acreditare și Atestare din Republica, Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare din Republica Moldova, care prin decizia numărul 2 din 29 septembrie 2023 a decis formarea Consiliului Științific Specializat pentru susținerea tezei de doctor în științe geonomice cu numărul 154.01 23-52 în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova pentru susținerea tezei de doctor în științe geonomice a doamnei Revenco Adelina cu tema probleme și oportunități în dezvoltarea regiunii de sud în contextul integrării europene, studiul de geografie umană a Republicii Moldova. Specialitatea 154.01, geografie economică și socială, în calitate de conducător științific este profesorul universitar dr. habilitat Constantin Matei, iar componența Consiliului Științific Specializat este formatoare. Berca Alic, președinte, în care am onoarea să prezidez această ședință, în calitate de secretar științific este domnul Valeriu Saintu, doctor în științe geonomice, conferențiar universitar. Membrii Consiliului Științific Specializat sunt domnul Gheorghe Cucioreanu, doctor habilitat în științe economice, conferențiar cercetător din partea ANACEC-ului, Bacal Pietru, doctor în geografie, conferențiar cercetător la Institutul de Geografie și Geologie. Domnul Bejan Iurie, doctor în geografie, afiliat aceleași instituții, iar în calitate de referență oficială avem pe domnul Vasile Iefros, doctor în geografie, profesor universitar de la Universitatea din Ștefan cel Mare din Suceava, România, și cel de-al doilea referent oficial este Mihai Hache, doctor în geografie, conferențiarul universitar Academiei de Studii Economice din Moldova. Deci, aceasta este decizia ANACEC-ului și componența pentru evaluarea tezei de doctor înaintată de către Adelina Revenco. Și dacă sunt careva întrebări de ordin organizatoric, dacă nu am să ofer cuvântul secretarului științific pentru a da citire documentației prezentate de către pretendentul la titlul de doctor în geografie. Da. Domnul președinte, vă mulțumesc. Stimați Consiliu, stimați colegi, domnul geograf. Deci, pe adresa Consiliului avem dosarul de susținere a tezii de doctor a doamnei Adelina Revenco și care este conform cerințelor ANACEC-ului format. Și totodată avem și avizile pe care le-am primit la adresa Consiliului și avem și teza. Presupun că avem toate condițiile pentru a începe susținerea publică. Vă mulțumesc! Deci este toată informativa ANACEC-ului, toată informativa. Exact. Dacă nu sunt întrebări referitor la dosarul depus de către doamna Revenco, nu sunt întrebări sau sugestii. Dacă nu, atunci oferim cuvântul pentru doamnei Revenco ca pe parcursul a 20 de minute să expună principalele rezultate obținute în cadrul cercetării care a efectuat. Stimate domnule președinte, membri ai Consiliului Științific de Profil, stimate domnul profesor, vin să vă prezint atenției dumneavoastră rezultatele cercetării tezei de doctor în științe geonomice cu tema probleme și oportunități în dezvoltarea regiunii de sud a Republicii Moldova în contextul integrării europene. Teza este
Actualitatea crizei rezidă din evenimentele pe care le trăim astăzi. Cu această ocazie vreau să vă felicit cu un pas înainte efectuat de Republica Moldova în ziua de ieri, un succes consemnat și de către Consiliul Europei. În contextul aderării la Uniunea Europeană este absolut evident necesitatea studiilor mai aprofundate a regiunilor de dezvoltare, ori Republica Moldova aderând la structurile europene este obligată să se conformeze și acelor modalități de organizare și gestionare a spațiilor în Uniunea Europeană. Respectiv au fost create regiunile de dezvoltare, una dintre care cercetarea asupra unei dintre care vă prezint atenției dumneavoastră. Referitor la gradul de studiere a tezei, vreau să zic că nu există cercetări. Nu există cercetări care ar putea care ar fi fost utilizate ca și bază științifică, ori toate cercetările în care este expusă informație cu privire la regiunea de sud a Republicii Moldova, cuprind tangențional informația despre aspectele fizico-geografice și economico-geografice ale acesteia. Dintre cele mai importante și ca și bază teoretică ne-au servit în calitate de suport metodologic teza de doctorat sub regiune economică centrală a Republicii Moldova, prima cercetare regională efectuată după obținerea independenței, o serie de cercetări efectuate de către Institutul de Ecologie și Geografie, dar și un suport amplu pe segmentul de geografie fizică, autorul domnul Bobov, Cărâmbu, Sărădoi, Pejan, Giuși, parte de demografică, apoi domnul Matei, domnul Sainsus, domnul Cachi, domnul Mărcului și alții, și mai puțin informație pe componenta economico-geografică. Caracterul original al investigației rezidă din faptul că pentru prima dată este realizată o cercetare pe acest segment, cu atât mai mult luând în calcul și tendința de raliere la standardele Uniunii Europene. Semnificația teoretică a tezii se exprimă prin valoare complexă a componentelor naturale, sociale, economice, a factorilor care favorizează și restricționează dezvoltarea economică și identificarea problemelor și oportunităților care servesc ca și premiză pentru dezvoltarea pe dimensiunea socioeconomică și nu numai. Valoarea aplicativă a tezii este determinată de recomandările și propuse și concluziile la care am ajuns, astfel ea poate fi utilizată de către ministerele de resort în elaborarea documentelor de profil, dar și de către regiunea de dezvoltare sud și unitățile teritoriale administrative din cadrul acesteia în scopul elaborării strategiilor de dezvoltare și de către toți cei care sunt interesați de sporirea calității și produselor primite, dar și identificarea noilor domenii în care ar putea să-și valorifice produsele confecționate. Implementarea rezultatelor științifice este demonstrată de participarea în elaborarea recomandărilor în vederea îmbunătățirii strategiei de dezvoltare regională a Republicii Moldova pentru următoarea perioadă este recunoscută de către Agenție de Dezvoltare Sud ca și bază științifică pentru elaborarea următoarelor documente de profil și de către Universitatea de Stat în calitate de suport metodic pentru elaborarea cursurilor universitare. Scopul cercetării este aprecierea potențialului natural, geografic, socio-economic al regiunii de sud, identificarea problemelor și oportunităților de dezvoltare în contextul sustenabilității regiunii și a premiselor de integrare europeană. Obiectivele sunt evaluarea componentelor naturale, analiza premiselor de dezvoltare economică în raport cu situații de conjunctură, studiul ramurilor, sectorilor terțiar, aprecierea potențialului turistic și identificarea problemelor și oportunităților de dezvoltare. Ipoteza de cercetare rezidă din faptul că regiunea de sud este o regiune
mai puțin dezvoltată din punct de vedere economic comparativ cu celelalte regiuni, dar considerăm că ea desprinde acel potențial necesar care ar putea, în condițiile valorificării și cu atât mai mult în condițiile ralierii la standardele Uniunii Europene și deschiderii pieței europene față de produsele din Republica Moldova, ar putea să își sporească nivelul de dezvoltare. Structura lucrării este racordată la ghidul de elaborare a piețelor, metodele de cercetare sunt, au fost utilizate o gamă largă de metode de cercetare, pornind de la caracterul multidisciplinar a studiului, dar și fiind utilizate metode de cercetare atât specifice geografice cât și generale. Perioada tehnologică este dificilă de complexitatea studiului a impus o astfel de divizare a perioadei cronologice. Populația este studiată pentru perioada 1959-2019, de bază plus până la anul 2021. Aici intervenim modificări în forma de calculare a populației și pentru capitolul 4, activitățile economice, perioada este mai scurtă, 2007-2021. Problemele identificate în cadrul regiunii de sud sunt multiple, dintre care pe prim plan am menționat structura administrativă a regiunilor. Regiunea de sud a Republicii Moldova este formată din două structuri administrative, regiunea de dezvoltare sud și Urtaga-Găuzia, ceea ce nu favorizează dezvoltarea complexă a acestui spațiu și la 2019, existența acestor două unități teritoriale administrative era conformă standardelor NUTS de dezvoltare. Către anul, potrivit statisticii anului 2023, existența Urtaga-Găuzia nu mai intră în limitele standardelor NUTS de dezvoltare, dar în fond, regiunea de dezvoltare sud a avut Urtaga-Găuzia a avut de câștigat foarte mult din contul faptului că a dispus de un statut special, respectiv a fost descentralizată puterea și investițiile au venit direct în această regiune, astfel conform datelor strategiei de dezvoltare 2020-2030, Urtaga-Găuzia atestă cele mai înalte ritmuri de creșterea nivelului de dezvoltare economic și industrial, când regiunea de dezvoltare sud cele mai joase ritmuri de creștere a indicatorilor economici. Oportunitățile sunt de constituirea unei regiuni unice care ar putea să asigure dezvoltarea complexă a întregului spațiu. O altă problemă este asigurarea cu resurse agroclimatice. Regiunea dispune de resurse variate agroclimatice. Una din problemele cheie este căderea cantităților insuficiente de precipitație, respectiv dezvoltarea agriculturii nu poate avea loc ori fără susținerea sectorului și fără irigarea terenurilor. Oportunități sunt următoarele: obținerea a două orade pe an la o serie de culturi, încălzirea apei până la temperatura de 40-60 de grade, producerea energiei electrice, uscarea fructelor, legumelor, în gospodările de seră, în construcția centrelor terapeutice de agrement și, în ultimul rând, regiunea de sud poate valorifica potențialul energetic eolian în condiții speciale. Regiunea suferă de o altă mare problemă, asigurarea de resurse cu apă, ori densitatea râurilor este mică, gradul de mineralizare acestora este mare și numărul de lacuri de acumularea este mic, în mod special a celor care sunt utilizate pentru irigare. Ca și oportunitate vedem extinderea gradului de utilizare a apelor râului Prut și Nistru care curg în apropiere acesteia. Utilizarea resurselor minerale e o altă problemă, deși regiunea nu dispune de un potențial vast de resurse minerale și cele care există nu sunt valorificate. Doar 19,4% din totalul resurselor sunt utilizate la moment, se explorează, restul 70% sunt în rezervă. Ca și oportunități vedem extinderea potențialului de dezvoltare în industrie materialelor de construcție, de producerea a obiectelor de ceramică și a obiectelor de sticlă.
O altă problemă mare este reducerea numărului populației și depopularea. După cum vedeți din figură, avem o descreștere a numărului populației în toate unitățile administrative teritoriale din cadrul regiunii. Foarte evident, pe hartă se vede descreșterea numărului populației în partea de nord, la cotar dintre zona de centru și regiunea de dezvoltare sud. Ca și oportunități, vedem extinderea localităților rurale cu număr mare de populație, în care pot fi construite întreprinderi industriale care ar putea să activeze în regim sezonier sau permanent. Ori știm că regiunea de sud este cunoscută prin satele cu un număr mare și foarte mare a populației. O altă problemă este problema nivelului slab de urbanizare. În regiune se atestă un nivel destul de slab de urbanizare, 30% comparativ cu celelalte regiuni care depășesc bine 36% și 51%. Nivelul de urbanizare este foarte diferit în cadrul unităților teritoriale administrative, astfel cel mai mic nivel de urbanizare îl avem atestat în raionul Cantemir, 9,4% și 48% în Taraclia, dar aici avem și alte detalii care deci gradul ăsta de urbanizare nu este tocmai populația urbană. Ca și oportunități, vedem existența premiselor de evoluție complexă a polilor de dezvoltare urbană, în mod special orașul Cahul și Comrat, dar considerăm că un avantaj mare ar avea dezvoltarea infrastructurii portului Giurgiulești. Problema gospodăriilor țărănești slab productive și erodarea terenurilor este următoarea, ori cea mai mare parte a gospodăriilor se regăsesc în categoria 1-5 hectare și sunt cele care nu prea își pot permite să procure tehnica agricolă, să respecte toate condițiile de prelucrare a terenurilor, de cultivarea plantelor și așa mai departe. Ca și rezultat avem și harta de alături cu un grad foarte mare de erodare a solurilor, condiționat nu doar de utilizare de suprafețele mici a terenurilor, dar inclusiv și de acest factor. Oportunități, creșterea dimensiunilor solelor agricole, ori suprafața regiunii de sud este predominant formată din forme unite de relief, ceea ce ar favoriza creșterea acestora. Problema extinderii suprafețelor cultivate cu culturi care oferă valoare adăugată mică este recunoscută de toți. În regiunea de sud au crescut foarte mult suprafețele ocupate de grâu, de corumb, de floarea soarelui, care, după cum vedeți în tabelul 2, la care, după cum vedeți în tabelul 2, se obțin roade destul de modeste, chiar și comparativ cu media roadelor obținute în Republica Moldova. Asta se vede și din cărțile atașate. O altă problemă este valorificarea redusă a potențialului de cultivare a culturilor cu valoare adăugată mare. După cum vedeți din tabelul 4, roada medie la hectar pentru perioada de 15 ani 2007-2021 este mare la o serie de culturi. În același timp, în tabelul 3 vedem descreșterea suprafețelor ocupate de aceste culturi, practic în toate unitățile teritoriale administrative. Același lucru îl vedem și din aceste cărți. Declinul sub rangă creșterii animalelor, deși este o problemă identificată în toată Republica Moldova, în regiunea de sud, cu tradiții mari de creștere, în primul rând, de dezvoltarea oieritului, este un declin foarte evident. Considerăm ca și oportunitate dezvoltarea crescătorilor de animale de tip intensiv și extinderea suprafețelor de pășunat. O altă problemă sunt discrepanțele în dezvoltarea industriei regiunii. După cum vedeți, monopolul deține o tagă Găuzia, care produce 47% din totalul produselor confecționate în această regiune. La polul celălalt stau unități teritoriale administrative de raioanele Basarabeasca și Răcova, care produc un singur sau 2% din totalul produselor industriale ale regiunii. Ca și oportunități, identificăm dezvoltarea întreprinderilor vinicole, de producerea conservelor din fructe și legume, produselor de panificație, materialelor de construcție și, în ultimul rând, dezvoltarea industriei ușoare, dacă se dezvoltă mai bine, inclusiv și zootehnia. Problema dezechilibrului apare ca și rezultat al repartizării neuniforme a dezvoltării ramurilor industriei, respectiv Butagă, Găuzia și Taraclia s-au detașat evident față de celelalte unități teritoriale administrative cu
o medie de peste 20.000 de lei per cap de locuitor, comparativ cu, de exemplu, Ștefan Vodă, în care se atestă 1.195 lei la cap de locuitor. Prin urmare, nu este valorificat potențialul industrial al regiunii, dovadă avem și acest grafic care ne indică potențialul de export mult mai mare decât media republicană. Deci dacă în mediu pe Republică circa 30% din produse se exportă, păi în regiunea de dezvoltare Sud, Răneană, Cantemir, Căușeni, Tăraclia, Otavă, Gorzie exportă mult peste 30%. Ca și oportunitate vedem lăgirea arei de export a produselor, dar și creșterea ponderii mărfurilor care sunt exportate, ori calitatea acestora este demonstrată. Diminuarea calității serviciilor sociale este o altă problemă. În regiune se atestă și o descreștere a numărului de cadre didactice raportat la numărul de elevi și descreșterea numărul de locuri de spitalizare și a cadrelor medicale la 1.000 de locuitori. Oportunități este utilizarea acelor fonduri sau accederea la acele fonduri europene sau de stat care ar putea să dezvolte, să ne permită o dezvoltare mai intensă acestei ramuri, ori infrastructura în mare parte este deja existentă și de o calitate bună. Valorificarea redusă a potențialului turistic este o altă problemă. Regiunea dispune de un potențial mare turistic, absolut nevalorificat după noi. Sunt inclusiv și unități administrative în care nu există deloc unități de cazare, vedeți, Basarabeasca și Cantemir, în celelalte, deși există, sunt slab valorificate. Ca și oportunități este prezența apelor minerale și terapeutice care se valorifică într-un singur caz, apelor termale, obiectivelor naturale, istorice, centrelor vinicole înscrise în traseul drumul vinului și așa mai departe. O altă problemă este calitatea joasă a căilor de transport și numărul mic de conexiuni cu țările vecine. Problema pare mai acută în contextul regional, ori odată creșterea fluxului de mărfuri și de persoane din Ucraina, cozile la vamele din Republica Moldova sunt interminabile. Ca și oportunități, vedem posibilitatea dezvoltării mai dinamice a transportului acvatic, dezvoltarea aeroportului din Capul, posibilitatea de construcție a unui număr mare de puncte de traversare a frontierei de stat, atât în partea estică, cât și în partea vestică. Urmarea cercetării ajungem la următoarele concluzii. Regiunea de Sud are o așezare geografică favorabilă la intersecția mai multor căi comerciale și de comunicații de importanță internațională în cadrul Europei, însă calitatea joasă a căilor rutiere și feroviare, numărăm de puncte de traversare ale frontierelor și de conexiune a căilor ferate, dezvoltarea lentă a portului liber Giurgiulești și a infrastructurii sociale din Preajmă, precum și integrarea slabă în traficul de mărfuri și vehiculice vizează bazinul Dunării, îngreunează transportarea mărfurilor, sporesc puncturile de transport și reduc din avantajele poziției geografice. Regiunea de Sud dispune de condiții naturale favorabile pentru dezvoltarea sectorului economiei, însă condițiile climatice specifice de deficitul de resurse de apă au un impact negativ asupra dezvoltării și repartizării teritoriale a ramurilor agriculturii și industriei, gradul înalt de dezmembrare de orizontală și verticală a terenurilor și densitatea mare a alunecărilor de teren condiționează eroziunea solului și diminuează productivitatea agriculturii, iar existența depunerilor de nisipuri și lehnurilor solidare impune necesitatea executării lucrărilor de fortificare artificială a terenurilor pentru inundații și pentru fundații, scuzați, în construcția obiectivelor mari. Regiunea de Sud dispune de resurse minerale modeste, însă și acestea sunt slab valorificate, la fel ca și potențialul energetic olean și heliotermic disponibil. La fel se impune necesitatea elaborării unui mecanism clar de evidență și control a valorificării zecămintelor extrase, de administrare efectivă a acestor, de creare a întreprinderilor mari. Regiunea de Sud se confruntă cu fenomenul depopulării teritoriului, în special în raioanele limitrofe regiunii Centru, reducerea ponderii populației apte de muncă, prioritară în raioane Taraclie, Cimișlea, Basarabeasca și nivelul jos și nivelul jos de urbanizare. În același timp, gradul mare de concentrare a populației în localitățile rurale servește ca și temei pentru construcția întreprinderilor industriale mici.
iar susținerea evoluției orașelor și păstrarea polilor de dezvoltare regională ca Cahul și Comrat va contribui la dinamizarea procesului economic. Pe terminarea gospodărilor agricole mici, degradarea până la 5 hectare duce la degradarea terenurilor, utilizarea irațională și insuficientă a îngrășămintelor, nerespectarea solamentelor și tehnologiilor de cultivare, răspândirea largă a culturilor cu valoare economică mică, influențează negativ asupra dezvoltării agriculturii durabile. În același timp, există condiții pentru creșterea suprafețelor cultivate culturi deficitare pe piața europeană, cu o productivitate mai înaltă și o valoare economică mai mare. În pofida existenței premiselor de dezvoltare a creșterii animalelor în gospodăriile mari specializate, se constată declin învădit al sugamurii tradiționale ale zootehniei și reducerea volumului de materie primă destinată industriei ușoare și alimentare. Totodată se atestă o dinamică pozitivă a agriculturii și a apiculturii și puniculturii, potențialul care este foarte parțial valorificat. Nivelul redus de urbanizare și numărul mic de întreprinderi industriale determină gradul mic de industrializare. Astfel, sectorul industrial al regiunii de sud participă cu doar 9% la valoarea totală a producției industriale a Republicii. În același timp, calitatea și competitivitatea mărfurilor este confirmată de participarea largă în export, 42% din mărfuri se exportă în 21%, cu produsele industriei de tinificație, ușoare, panificație, conserve din fructe și legume. Realizarea regiunii de sud la standardele europene necesită investiții mari în sectorul serviciilor. În regiune se constată reducerea numărului de cadre, dar și medici, ponderea modestă a transportului de mărfuri, valorificarea slabă a potențialului de cazare. În același timp, scăderea calității serviciilor în învățământ va diminua nivelul de calificare și atractivitatea forței de muncă, iar accesul redus la sistemul de ocrotire a sănătății va pune o presiune financiară mai mare pe contul populației și ar putea duce la creșterea nivelului de îmbolnăvire. Potențialul etnocultural și istoric divers și potențialul turistic este slab valorificat, astfel sunt necesare investiții în teze de cazare, de alimentare publică, modernizarea căilor de transport, dar și în promovarea mai intensă a obiectivelor și traseelor turistice. Regiunea se confruntă cu problema discrepanțelor în dezvoltarea unităților administrative, din componență atât în aspect economic cât și social, prin urmare, consolidarea teritoriului prin crearea unei singure regiuni de dezvoltare ar conduce la fortificarea capacităților de progres și la lichidarea discrepanțelor atât în cadrul regiunii de sud, cât și în raport cu alte regiuni ale Republicii. Recomandări propunem următoarele: consolidarea regiunii de sud prin formarea unei singure regiuni de dezvoltare și valorificarea potențialului natural, uman și economic, etnocultural, încurajarea și susținerea de către, mai insistentă de către ministerele de resort a extinderii valorificării resurselor alternative de energie, în special eoliană și heliotermică, cu un potențial înalt, insuficient valorificat în regiune, inițierea, promovarea și susținerea de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale un număr mai mare de proiecte în domeniul social, susținerea mai accentuată din partea autorităților în vederea avansării polilor de dezvoltare regională Cahul și Comrat, precum și a progresului infrastructurii în localitatea Giurgiulești, elaborarea de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a cadrul normativ care ar interzice administrarea afacerilor în domeniul agriculturii de către persoane care nu posedă cunoștințe în domeniu, susținerea financiară a agricultorilor care includ în asolamente culturile cu valoare economică mare, solicitate pe piața europeană, crearea structurilor de consultanță asupra modului de utilizare a terenurilor agricole de gestie și control al implementării programului de îmbunătățiri funciare, reanimarea industriei conservelor de fructe și legume prin creșterea volumului de materie primă locală și livrarea produselor finite competitive pe piață, îmbunătățirea și valorificarea căilor de acces internațional în regiune, a portului Giurgiulești, reabilitarea și deschiderea aeroportului Cahul, construcția mai multor căi de acces spre România, dezvoltarea căilor rutiere în regiunea de sud, precum și conectarea sudului Basarabiei la regiunea Odessa, implicarea partenerilor de dezvoltare în scopul valorificării potențialului turistic antropic și natural al regiunii, în mod special din statele cheie, România, Bulgaria, Turcia și Germania. În perspectivă, considerăm utile cercetările asupra posibilităților de integrare a regiunii de sud, regiunii de dezvoltare sud și UTA Găgăuzea într-o structură comună, consolidată.
Asupra structurii populației și caracteristicilor acestora, ori aici sunt foarte multe semne de întrebare, lichidării disparităților în dezvoltarea economiei a unităților administrative din regiune și a calității solului și elaborarea unor recomandări pentru agricultori cu privire la culturile agricole care pot oferi o rentabilitate mai înaltă acestui sector. Vă mulțumesc! Și ne mulțumim pentru relatările efectuate. Și acum, conform scenariului susținerii de doctor, urmează runda de întrebări și răspunsuri la care pot participa nu doar membrii Consiliului, dar toți cei prezenți în sală, dacă au interes, vă rugăm să acordați întrebări sau să puneți întrebări. Deci ați afirmat că cele două regiuni de dezvoltare funcționale în prezent sunt foarte slab integrate între ele, interacționează foarte puțin. Ce instrumente credeți că ar fi utile, poate într-o perspectivă viitoare, ca această discrepanță mare să fie atenuată cumva? Vă mulțumesc pentru întrebare. Consider că dezechilibrul ăsta care apare între regiunea de dezvoltare sud și Utagă-Găuzia este alimentat mai mult de, pe criteriul politic, respectiv o eventuală construcția întreprinderilor industriale la care, pe zona de contact dintre aceste regiuni, în care ar putea să activeze populația dintr-o regiune și din alta, schimbul de experiență dintre populația din Utagă-Găuzia și regiunea de dezvoltare sud sau consolidarea, crearea unor sisteme de contact, probabil, dintre regiunea de dezvoltare sud și Utagă-Găuzia ar fi binevenite pentru a apropia ori din câte cunosc din teritoriu probleme sau disensiuni la nivel nemijlocit teritorial între populația care locuiește în Utagă-Găuzia și regiunea de dezvoltare sud nu există. Inclusiv și cei care acced din Utagă-Găuzia pe teritoriul numai regiunii de dezvoltare sud, dar pe teritoriul întregii regiuni Republicii Moldova, nu se confruntă cu situații de stres că și-au depășit limitele teritoriale ale regiunii sud, integrându-se perfect în societate și cei ce se vehiculează ca și discrepanțe sunt condiționate mai mult de aspectul ăsta politic. În ceea ce privește dezvoltarea mai evidentă a Utagă-Găuzia, este exact acel exemplu care demonstrează că cu cât mai detașate vor fi unitățile teritoriale administrative de bugetul de stat, cu cât mai multă independență vor avea în accesul la fonduri din cadrul statului, din afara statului, cu atât mai bine se vor dezvolta fără ca să existe un criteriu de diseminare a tuturor fondurilor de la nivelul central din Chișinău. Am mulțumit. Alte întrebări? Da. Dacă poate, am două întrebări. Pornind de la date și informații care le-am găsit în piață, dar și din interesul de a compara situația din regiunea de sud cu restul teritoriului Republicii Moldova. Astfel, la pagina 99 spuneți că deseori se acceptă angajarea copiilor sau vârstnicilor care nu pot să-și asigure existența și că angajarea acestora soluționează parțial problema insuficienței forței de muncă, întrucât din cauza vulnerabilității, deci nu înțează pretenții față de salarii modeste. Vreau să mă întreb dacă aveți ceva date sau sunt doar observațiile din teren și dacă ați putea cumva compara față de restul teritoriului Republicii Moldova amploarea acestui fenomen în regiunea de sud. Mulțumesc pentru întrebare. Nu am identificat surse oficiale care ar propune date cu privire, cel puțin nu le-am consultat, dar din sursele neoficiale se acceptă angajarea și mai știm că urmează să fie aprobate și
legi la nivelul cadrului normativ privire la acceptarea populației, angajării populației în câmpul muncii pentru un anumit interval de timp dacă depășesc o anumită vârstă sau nu ating o anumită vârstă. Nu sunt documentată vis-a-vis de diferențele care exista între angajarea în cadrul teritoriului studiat și restul Republicii Moldova, dar această problemă există. Noi cunoaștem cu toții, în primul rând, angajarea pentru o zi, fără contract de muncă, fără a se achita anumite taxe în bugetul de stat. Tot este una din problemele cu care se confruntă inclusiv și regiunea de dezvoltare sud și necesită a fi soluționată. La fel, concluziile de la capitolul 4 vorbiți despre, pe de o parte, despre resursele, da? Resursele de apă și indicați că e număr mic sau lipsa bazinilor aquatice artificiale a râurilor cu debit mare, a lacului de acumulare, dar și conținutul sporit de ser în apele râurilor, dar la fel sunt acolo indicate cifre care arată că de fapt, regiunea de sud e cea mai bine conectată la rețele de asigurare cu apă și locuitorii beneficiază cel mai mult în comparație cu restul teritoriului. Și cumva, având în vedere că, de fapt, cum ați spus, regiunea de sud e mai slab dezvoltată, are puțin apă, mai de resurse aquatice mai mic și încă de calitate joasă, dar pe de altă parte, e bine asigurată cu rețele. Aș vrea să știu care este motivul acestei situații. Nu că ar fi o contradicție între cele două, dar oricum cumva e interesant să vedem de ce este așa situație. Da, vă mulțumesc mult. Adevărul este că regiunea de sud nu dispune de resurse importante de apă și o bună parte dintre acestea sunt de calitate proastă, ceea ce a și servit ca și temei pentru construcția apeductelor sau pentru construcția acelor, pentru asigurarea populației ori în alte cazuri ei pur și simplu nu ar avea de unde din sursele locale să se asigure cu apa necesară pentru consumul curent. În regiunea de sud noi avem o tagă Găuzea care, conform datelor statistice, este asigurată în totalmente cu resurse aquatice. Bine, au beneficiat și de investiții din partea mai mult din partea Guvernului Turciei și Guvernul Republicii Moldova a susținut și Uniunea Europeană a susținut aceste proiecte. Ori populația se confruntă zilnic cu problema insuficienței apei potabile și nu numai potabile, de aceea iată, pe această cale s-a încercat a se soluționa și, într-adevăr, regiunea de sud astăzi este detașat mai bine asigurată decât restul regiunilor Republicii Moldova, încă sunt în niște tabele care... Excepția municipiului Chișinău, bineînțeles. Da, exceptând, cer scuze, exceptând municipiul Chișinău, dar restul regiunilor sunt mai slab asigurate, cu mai slab conectate de, la surse de apă. Mulțumim. Vă rog, alte întrebări? Aș putea să pun și eu o întrebare? Da, vă rog, da, profesor. Să-mi dau citire referatului. E o întrebare legată de raportul pe care l-a făcut Adelina. Iată, ați analizat un scenariu a problemelor și oportunităților cu care se confruntă Republica Moldova în eventualitatea unei integrări în Uniunea Europeană. Din punctul meu de vedere și nu numai, mai există și alt scenariu prin care am evitat problemele și oportunitățile dezvoltării, am analizat doar problemele și problemele integrării. Care ar fi acest scenariu? Mulțumesc pentru întrebare, domnul profesor. Sigur că ăsta ar fi scenariul cel mai bun pentru Republica Moldova. Lipirea celor două state românești, care la momentul consider un scenariu, din păcate, irealizabil din motivul că populația din Republica Moldova este prea îndoctrinată, este prea... Mulțumesc! Mai sunt întrebări? Ce nume? Sunt doritori?
Dacă îmi permiți să... Da, vreau că... ...întrebări la Universitatea de Stat din Moldova. Doamna Delina, iată așa întrebare. Ați spus că regiunea de sud dispune de condiții agroclimatice bune. Noi știm cu toții că în rezultatul schimbărilor climatice are loc diminuarea bonității solului și, în general, diminuarea bonității resurselor agroclimatice. Iată, după părerea dumneavoastră, reșind din studiu efectuat, ce fac organele de resort și dacă fac ceva și ce propuneți dumneavoastră ar trebui de făcut pentru a ieși din situația care s-a creat? Mulțumesc pentru întrebare. Regiunea de sud se confruntă cu două probleme grave în aspectul condițiilor climatice. Prima, eu consider creșterea incidenței secetelor. În regiunea de sud, incidența secetelor constituie cam 5-6 la 10 ani, comparativ cu celelalte regiuni ale Republicii, în care se atestă, de exemplu, regiunea de nord, cazuri la 10 ani. A doua problemă mare este creșterea incidenților ploilor torențiale în perioada aceasta de vară, care distrug culturile în regiune, și în ambele, și în primul și în al doilea caz, autoritățile intervin foarte puțin sau nu au posibilitatea să intervină. Ceea ce ține de distrugerea solurilor, aici ne confruntăm cu problema, după mine, a unei slabe monitorizări a organelor competente, a calității solurilor și a impactului cu care vine oricare dintre producătorii agricole asupra solului. De multe ori, cantitatea de îngrășăminte chimice, acolo unde este posibil sau folosesc aceste metode de ameliorare, este depășește norma și statul nu verifică, nu monitorizează nivelul de utilizare și chiar una din propuneri a fost, considerăm foarte important ca producătorii agricoli să fie familiarizați, adică să cunoască metodele agrotehnice de prelucrare a solului, pentru că oricare dintre cei care s-au pomenit peste noapte posesori de teren agricol, fără a avea cunoștință în domeniu, sau au început să-l prelucreze de fiecare dată, respectând sau cel mai des nerespectând toate regulile de prelucrare corect, așa ca să reușim să păstrăm solul și pentru generațiile viitoare într-o calitate mai bună. Statul încearcă să intervină, sigur că se depun eforturi, se încearcă să se creeze anumite centre de monitorizare, dar și de informare a populației vis-a-vis de modul de prelucrare a terenurilor agricole. Din ieșirile în teren pe care le-am realizat, am discutat cu agricultori care au avut acces la aceste centre, care au existat timp de câțiva ani, după care ele au fost închise, și consider că ar fi necesar un efort mult mai mare din partea structurilor de guvernare în vederea monitorizării calității mediului și a implementării celor standarde pe care... Mulțumesc. Mi-aduc o aminte când am depus teza mea la CEC, întrebarea de bază care a fost, care sunt direcțiile de cercetare mai departe. Aceeași întrebare vă răspund și dumneavoastră. Da, ați analizat studiile existente, ați enumerat, identificat lacunile, realizările, ați făcut propriul studiu, dar cred că nu vă opriți aici. Și așa, în termen scurt și mediu, ce v-ați propus deja ca să continuați în viitorul apropiat. În cadrul Uniunii Europene? În cadrul studiului respectiv. Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Regiunea de sud.
Am identificat câteva aspecte care pe mine necesită a fi studiate. Foarte problematică rămâne problema populării acestui teritoriu și toate datele statistice la care avem acces de multe ori sunt contradictorii. Aici asta ar fi un domeniu interesant, dar dacă aș pune prioritate, prima prioritate ar fi integrării acestui teritoriu. După mine, faptul că sunt anumite bariere pe un teritoriu atât de mic, asta este prima problemă care condiționează subdezvoltarea regiunii de sud a Republicii Moldova și asta e un domeniu care m-ar interesa. Mai sunt întrebări? Am să pun și eu o întrebare sau două. Ați menționat pe parcursul prezentării despre necesitatea dezvoltării aeroportului în Cancun. Cât de fezabil este această direcție sau idee în condițiile în care se mai aude și despre deschiderea unui aeroport la Comrat, în contextul contopirii într-o singură regiune de dezvoltare sud? Mulțumesc pentru întrebare. Eu consider că acele investiții care au fost deja efectuate și acel aeroport care deja există, este mult mai rațional din punct de vedere economic să fie valorificat acest potențial. Ori distanța dintre Cahul și Comrat nu este atât de mare încât am putea să rămânem la nivelul aeroportului din Cahul, care a fost închis, după care au venit aici investiții din Germania și a fost renovat, după care s-a închis din anumite considerente. Deci, mai mult, iarăși, țin să cred că factorul politic a fost cel care a influențat decizia de a închide aeroportul din Cahul, care este o parte de ieșire din Republica Moldova, ușoară pentru populația din sudul Republicii Moldova, fără a impune necesitatea unor cheltuieli suplimentare și ori de cât mai multe aeroporturi vor exista și mai multe companii vor veni în Republica Moldova, presupun că și prețurile vor fi mai accesibile pentru toată populația. Bine, mulțumesc. Apropo de factorul politic, factorul politic a fost atunci când a decis construcția căii ferate în lungul Caprutului, nu? Și s-a dovedit cât de fezabil a fost această construcție, această investiție, da? Exact. Bine, vă rog, dacă mai sunt întrebări. Dacă nu sunt întrebări. Sigur, ascult, că Castraveț Tudor, Universitatea Ion Creangă, referitor la poziția geografică a regiunii, care ați spus că este avantajoasă, doar că eu văd aici o mică problemă, dacă privitor la deschiderea spre vest și est a regiunii, să apucăm în aceeași situație cu celelalte regiuni de dezvoltare, contactele în față cu partea de sud a Basarabiei, partea de regiunea Odessa a Ucrainei, cum vedeți integrarea cu această parte de teritoriu care îmi pare deosebit de slabă la momentul dat și care cumva ar lărgi destul de mult posibilitățile de integrare și la nivel de comunități și integrare economic și ieșirea, de ce nu, spre Marea Neagră. Da, vă mulțumesc pentru întrebare. Regiunea de sud a Ucrainei, știm cu toții că este populată și de către etnici români, deci noi avem pe segmentul ăsta de comunicare, nu avem bariere și avem și o legătură, pot să spun, de rudenie cu populația din sudul Ucrainei, ceea ce ar constitui un factor stimulator al dezvoltării economice și integrării economice dintre regiunea de sud a Republicii Moldova și cea de sud a Ucrainei. Într-adevăr, vorbim despre o regiune destul de săracă, în care autoritățile de la Kiev nu au investit, situația a fost așa cum a fost. Și
Sper eu că în contextul schimbărilor care au avut loc în Ucraina și în contextul apropierii dintre Republica Moldova și Ucraina în ultimii câțiva ani, o să apară tot mai multe proiecte de dezvoltare a regiunii de sud a Ucrainei, ceea ce o să influențeze pozitiv și asupra Republicii Moldova, ori dacă avem un vecin mai puternic, avem și noi de beneficiat pe contul acestui. S-au epuizat întrebările? Bine, dacă nu mai sunt întrebări din partea celor prezenți, Adelina poate să ia loc un pic până secretarul științific va aduce la cunoștință obiecțiile și sugestiile care au fost înaintate la susținerea anterioară, seminarul științific și nota informativă din partea în acel comun. Stimați colegi, mulțumesc, domnul președinte. Trebuie să dau citire, în primul rând, avizului care a seminarul științific de profil. Eu doar numai am să punctez câteva lucruri din recomandările seminarului. În primul rând că seminarul de profil recomandă spre susținerea publică a tezii doamnei Adelina Revienco. Tot aici punctează și faptul că lucrarea, cercetarea prezintă este o cercetare științifică, integră, complexă și originală, bine argumentată, cu valoare teoretică și aplicativă. Pe planul 2 aș puncta faptul că seminarul a apreciat cu 72 de puncte valoarea lucrării, ceea ce înseamnă că este o lucrare bună. Și tot aici aș menționa că în contextul seminarului, deci seminarul recomandă ca lucrarea să fie vizată de către Consiliul Specializat ad hoc de susținere la specialitatea geografie economic socială candidat în științe geoeconomice. Cer scuze, geoeconomice. Da. Tot aici avem și nota informativă cu privire la implementarea obiecțiilor formulate în cadrul seminarului și pe parcursul elaborării tezei. Probabil că aici n-aș da citirii tuturor, probabil că pretendentul ar putea să ne vorbească despre implementarea acestora. Dar la ședință specială. Exact. Și cred că tot aici am putea vorbi și despre avizele care au fost aduse din cadrul altor organizații. De fapt, avem 9 avize, trebuie să recunosc. Primul aviz ține de Agenția de Dezvoltare Regională de Sud, în persoana domnului Hristov Nicolae, și el specifică obiecții că în cadrul elaborării cercetării s-au strecurat câteva lucruri ce ține de unele calchieri, unele cacofonii, cum ar fi piața de realizare a produselor, în analiza compartimentului legat de așezări, se face abuz de utilizarea noțiunii de localități. Cam asta este principala obiecție pe care o aduce domnul Nicolae Hristov și sper că pretendentul o să ne aducă și explicații dacă ele au fost sau nu au fost luate în considerate. Avem și avizul Institutului de Geografie Academiei de Științe Române București Radu Săgeate, unde obiecții nu are. Avem avizul Institutului de Ecologie și Geografie a Universității de Stat din Moldova, persoana domnului Lozovanu, unde nu sunt obiecții. Avem avizul profesorului universitar Nicolae Pop, Universitatea de Timișoara, obiecții nu sunt. Avem și avizul domnului Voicu Bodocan, conferențial universitar, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, nu avem obiecții. Avem și avizul domnului Radu Dimitriu, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, și nu mă înșală memoria pentru că l-am citit, unde dumnealui specifică că ar fi fost binevenit ca în analiza structurii populației pe vârste să se utilizeze în analiză mai mult structura pe grupe mici de vârste, adică din 5 în 5 ani.
dar în aceeași măsură solicite ca doctoranta sau pretendenta să-și expună părerea aici la obiecția dată. Avem avizul domnului conferențiar universitar Ilie Boian, nu avem obiecții. Avem avizul Universității de Stat Creangă, Elena Sochir, că nu sunt obiecții în aviz. Și ultimul, avem Universitatea Americană din Moldova, Institutul de Standardizare, Stelian Manic, unde tot nu avem aviz. Atât. Nu avem obiecții. Nu avem obiecții. Bine, mulțumesc prezidența la titlul științific, dar puteți să ne spuneți ceva referitor la obiecțiile care au fost menționate la seminar și pe care trebuie în acest. Da, vă mulțumesc. Onorată asistență, deci referitor la obiecții cu care e bine să încep? Probabil din seminarul. Nu, seminarul mai întâi. Seminarul. Deci, obiecțiile care au fost amendate de către membrii seminarului au fost luate în calcul în următoarea etapă de perfectare a tezei. Au fost obiecții care au ținut, de, în primul rând, de redactarea și de respectarea normelor de scriere a textului științific. Am încercat să le lichidez, sper că nu au rămas. Ceea ce ține de obiecția domnului Hristov, o să țin cont de obiecția dumnealui, ori teza era plasată pe site-ul ANACEC la momentul la care dumnealui a examinat teza și o să exclud utilizarea acestor formulări în continuare. Cât privește obiecția domnului Dumitriu Radu, a fost destul de complicat de realizat cercetarea asupra populației Republicii Moldova, din considerentul că am încercat să acopăr o arie destul de vastă și nu mi-am propus studierea într-un interval atât de mic, din 5 în 5 ani, dar o să țin cont... 5 ani. Din 5 ani, da, deci nu... Dacă se referă la perioada de... La din vârstă. Da, din 5 în 5 ani asta. Deci, în următoarele cercetări o să iau un calcul și o să încerc să elaborez cercetările pornind de la acest aspect. Nota informativă la început. Nota informativă la început nu am prezentat pe ce e în fața dumneavoastră. Ce aveți să vă spuneți asupra ei? Obiecțiile înaintate de către ANACEC în urma evaluării tezei, la fel, au fost luate în calcul, ele au fost examinate la prima ședință a Consiliului Științific Specializat. E nevoie să le dau citire? Nu, dacă au fost luate în considerație. Da, au fost luate în considerație. Singurul moment asupra căruia nu am revenit a fost elucidarea informației cu privire la componența numerică a populației la anul 1862. Am considerat că este inutilă această informație, ori momentul pe care urma să-l pun în evidență este creșterea ponderii anumitor etnii. Și din datele prezentate în tabel, asta era destul de vizibil, deci am exclus anul respectiv din teză, informația cu privire la populație din anul respectiv. Bine, mulțumim, domnul secretar. Probabil că este mai mult o remarcă la avizul domnului Dimitriu, pentru că trebuie să o spunem din start, noi toți ne dorim date mult mai amănunțite în structura demografică, dar nu întotdeauna le avem la nivel de țară. Iar erorile statistice sunt pe alocuri atât de mari că este imposibil să facem careva cercetări care să certifice tendințele de bază a evoluției populației. Cu atât mai mult la nivel de regiune. Bine, vă mulțumim. Continuăm cu următoarea etapă în procesul de desținere și oferim cuvânt conducătorului științific, domnului profesor doctor habilitat Constantin Matei, pentru a ne vorbi despre calitățile pretendentei. Da, și regulamentul nu privede, sau vechi nu privedea careva
expunere din partea conducătorului a consemnătorului lucrările, deci o fac și eu așa cum prin ideea. Dar în ce își privește calitățile lucrative a doctorantei, nu pot să spun două cuvinte. Nu știu cât o-i suporta ca să spun, dar dispus voi spune. Deci, ce aș putea spune? Mai întâi toate, se caracterizează autoarea printr-o autoorganizare destul de înaltă. Eu cred că, iată, anume, această autoorganizare sau calitatea aceasta de manager, probabil că a jucat rolul hotărător la etapa finală de a ajunge azi la susținerea acestei teze. Luând în vedere, iată, anume acest aspect, aș spune că autoarea are o capacitate foarte înaltă de lucru. Văd că atunci când și-a pus scopul de a realiza careva problemă, o realizează foarte repede și foarte calitativ. Iată, aceasta și aici a jucat rolul foarte pozitiv în crearea acestei producții științifice. Văd că parcursul vieții am citit mai multe lucrări, mai multe teze, dar aș spune că acea calitate de a analiza informația primită, informația statistică, acea calitate de a face deduceri, concluzii din rezultatele primite, probabil aceasta este o calitate deosebită a Adelinii, iată care, la fel, a avut importanță foarte mare în crearea acestei lucrări, deoarece aș spune că mi-a fost ușor în vremea citirii sau controlului să urmăresc activitatea aceasta de analiză și de deducere din toate cele materiale cartografice, statistici care le-a expus. Probabil că aceste calități se văd sau se pot urmări din lucrarea prezentă care dumneavoastră ați făcut cunoștință sau nu s-a făcut cunoștință din acele lucrări care le are publicate, că într-adevăr vreau că domnii s-a ținut de această capacitate, de această condiție de analiză a tuturor datelor statistice care, am spune așa, nu totdeauna corespund realității, deși ei a fost nevoită să manevreze de a duce la un numitor comun aceste date statistice. Un moment important la care nu pot atrage să nu trag atenție este acea capacitate de prelucrare a materialelor statistice exprimate în nu numai în tabelele care sunt prezente cu analiză și corespund și concluzii, dar tot acel volum mare de material cartografic de înaltă calitate prezentat în lucrarea dată, cu toate acele anexe, tabele care sunt prezente în lucrare. Și atunci apare întrebarea că, într-un mod, laud competitoare pentru activitatea ei, pentru capacitatea ei, dar o susținere foarte întârziată. Această susținere putea să fie probabil 10 ani în urmă, însă aș vrea să spun că aici a fost motivat și de alte probleme, nu de însuși ca capacitate de lucru a competitoarei, dar de acele împrejurări de activitate. Deci, la lucru care
a avut o funcție care de sănătate nu i-a fost nevoită să se afirme că poate duce lucruri, că poate activa și aceasta, bineînțeles, într-un mod care a jucat un rol negativ în faptul că e a întârziat puțin cu aceasta. Și dacă inițial, la primii ani, nu mai întâlnea, mai prezenta câte un paragraf, câte și careva idee, la sfârșit, când mi-a prezentat lucrarea, eu am rămas uimit de acea calitate înaltă a lucrării prezentate, care, practic, mi-o astfel vedeți în acel volum care și-a fost prezentat. Deci eu doresc succes înainte în lucru și aș vrea să spun că la etapa actuală, dar chiar și mai înainte, doamna Adelina s-a confirmat ca un cercetător, ca un lucrător care poate duce lucrul sinistător de cercetare. Deci eu cred că nu vreau să schimb părerea sau să influențez părerea comisiei, dar cred că dumneavoastră merită aceea ce pentru ce luptăm noi astăzi. Vă mulțumesc! Mulțumesc, profesor! Trecem la următoarea etapă care prevede să ascultăm aviziile recenzenților care au deșghiocat, să zicem așa, această lucrare pierapăr pentru a scoate ce este mai bun, dar și eventual și obiecții dacă au găsit în cazul de față, au identificat în cazul de față. De aceea, pentru început, cred că am să oferim cuvântul domnului profesor de la Suceava, dacă ne aude. Domn profesor, vă auziți? Da, vă aud foarte bine. Aveți cuvântul pentru a vă expune asupra calității tezei lucrării elaborate de către Adelina Repetru. Da, sunt pregătit să prezint referatul pe care l-am alcătuit. Pot să încep? Da, da. Întrucât calitatea mea este de referent, eu am alcătuit un referat. Știți că la dumneavoastră se practică altă titulatură de aviz. Ori în comisie nu este niciun avizier. Dar trec peste asta. Chiar de la bun început vreau să vă spun că o cunosc pe Adelina de studentă, așa cum îl cunosc și pe Marcel, cum îi cunosc și pe cei din comisia de față și cei care parte sunt asistenți acolo și mi-amintesc cu nostalgie, cu plăcere, cu nu știu cum să vă spun, de voi toți, pentru că eu am acasă o agendă din anii 90 unde am listele studenților de la seminare și acum o mai răsfoiesc și mi-amintesc de toți cei care sunteți și acolo, inclusiv sunteți acolo prezenți. Trecând peste asta, referatul asupra tezei de doctorat, care este intitulată Probleme și oportunități în dezvoltarea regiunii de sud în contextul integrării europene, studiul de geografie umană a Republicii Moldova, elaborată de Adelina Revenco, în vederea obținerii titlului științific, și aici vreau să fac o mică paranteză, poate că eu sunt mai conservator, așa, în gândire, poate și în fapte, cu științele astea geonomice, ce aș putea să vă spun? Cred, din punctul meu de vedere, pe care nu rog pe nimeni să-l împărtășească, cred că aici cei din Basarabia sunt un pas înainte a celor din România, un pas înainte în paterea cuiului și criului geografiei ca știință. Trecând peste asta, nu înainte, încă o paranteză mică să fac, să-l salut și pe
modicanul geografiei umane din Republica Moldova pe domnul profesor Constantin Matei, pe care îl salut și îi urez multă sănătate și îl felicit cu faptul că a ajuns încă un discipol de-a lui să-și susțină teza de doctorat. Așadar, trec direct la lucrarea propriu-zisă. Lucrarea a fost înaintată spre analiză în termenii legali, conține un volum de 267 de pagini, 36 figuri, tabele, anexe, o bibliografie destul de serioasă, solidă. Expunerea rezultatelor cercetării este în concordanță cu cerințele specifice domeniului de specialitate, geografie economică și socială, respectând principiile metodologice și deontologice ale acestuia. Problematica abordată de autoare este una de stringentă actualitate, dincolo de controversele din jurul modului în care Republica Moldova se va integra în Uniunea Europeană. Ați văzut că am pus și o întrebare în acest sens. Prin exprimarea intenției de aderare, aceasta fiind consemnat în cererea respectivă și în acordarea statutului de țară candidată de către Consiliul European. În acest context, vă amintesc un lucru foarte important care s-a întâmplat de curând, nu la cel de ieri, dar puțin mai înainte, prin care Comisia Europeană a adoptat pe 8 noiembrie pachetul de extindere pentru 2023, recomandând țărilor membre ale Uniunii Europene începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova. Aici fac o mică paranteză. Noi, de fapt, vedeți că știți că vom fi luați până la urmă la pachet cu Ucraina și de subiectul de astăzi ale Ucrainei în relația cu Rusia, noi suntem condamnați la succes în cazul în care Ucraina va fi acceptată, ori suntem condamnați la un eșec în cazul în care Ucraina va fi respinsă sau nu va fi acceptată. Vedeți ce se întâmplă, ce jocuri de culise se întâmplă astăzi în Uniunea Europeană. Mă refer în primul rând la comportamentul Ungariei. Am menționat acest lucru de simplu motiv că mai există încă o modalitate despre care a vorbit Caterina, răspunzându-vă la întrebare mai accelerată de integrare în familia europeană. În fond, aderarea la Uniunea Europeană este o sintagmă aparent simplă și clară, mai ales dacă ne raportăm la îndelungata tranziție de la economia centralizată la economia de piață. Însă, din start, sunt expuse actualitatea și importanța problemei abordate prin ipotezele și obiectivele cercetării, ca bază de discuție a problematicii conceptual, teoretice și metodologice. Formularea acestora este suficient de elaborată, clară și concordantă cu titlul propus. Având la bază o amplă documentare teoretică și practică, peste 260 de surse bibliografice, doctoranda își propune următoarele obiective, ceea ce am făcut eu nu este decât o rezumată al acestor, așa nume. În primul rând, pe planul abordării conceptuale, încadrarea studiului în domeniu și paradigma sustenabilității dezvoltării regiunii de sud a Republicii Moldova, definirea riguroasă a conceptelor operate prin argumente din literatura de specialitate pentru a ancora temenii ca portul temei abordate. În al doilea rând, pe plan metodologic, urmărim identificarea modalității de analiză geografică cantitativă și sau calitativă a cuantumului de date de la instituții specializate, observații științifice în teren, precum și instrumentele utilizate pentru modelarea informațiilor în vederea obținerii și validării rezultatelor cercetării. Și în al treilea rând, pe plan operațional, urmărim identificarea și definirea problemelor cercetate, a modului de abordare cu precizarea atentă a obiectivelor de cercetare și urmărirea verificării ipotezelor
în analiza dezvoltării economice prin grătarea contextul economic, sociodemografic și geopolitic. Introducerea și cele patru capitole ale lucrării prin conținutul lor sunt bine corelate cu ipotezele de lucru, cu obiectivele asumate de autoare. Prima parte, acum mă refer la capitolul 1, fundamentează teoretic și metodologic studiul în urma unei analize suficient de elaborate a literaturii de specialitate. Sunt prezentate tehnicele și metodele folosite în procesul documentării asupra studiului, fiind enunțate cele clasice, cartografică, expedițională, statistică, analiza SWOT și a documentării webografice. Tot aici, autoarea trece în revistă și analizează unele aspecte istoriografice privind cercetările de natură fizico-geografică, demografică și uman-geografică, care încadrează direct sau tangențial regiunea de sud a Republicii Moldova, concluziile fiind cât se poate de pertinente. În existența unor cercetări complexe care ar oferi un tablou integru al potențialului natural și social în contextul european, dar și al problemelor care stompează acest proces. Capitolul 2 al lucrării este consacrat în totalitate analizei resurselor naturale ale regiunii, începând cu caracteristicile reliefului, resursele agroclimatice și acelor hidrologice și terminând cu cele pedologice și minerale, menționându-se în linii mari că acestea sunt favorabile dezvoltării economice, bineînțeles că sunt indicate și condiționalitățile neavantajoase ce pot crea o multitudine de probleme vis-a-vis de dezvoltarea durabilă. Aici probabil ar trebui să medităm un pic mai mult în sensul în care regiunea de sud are o specializare pronunțată agricolă, să nu uităm că în mare parte de risc, situație în care aproape toată agricultura din țările dezvoltate ale Europei este subvenționată. Compartimentul inițial al capitolului, și anume favorabilitatea poziției geografice a regiunii și interesele geopolitice a mai multor puteri, subliniază pe bună dreptate că numărul mic de puncte de traversare a frontierei cu România și a conexiunilor de căi ferate îngreunează relațiile cu lumea externă, sporește costurile și reduce mult din avantajele poziției geografice și din posibilitățile prevăzute în acordurile privind traficul de frontieră. Calitatea factorului uman, în special al resursei umane, reprezintă forța motrice a dezvoltării economice a unei regiuni. În acest sens, capitolul 3 al lucrării nu poate fi decât binevenit și la locul potrivit, pentru că este consacrat analizei indicatorilor cantitativ și calitativ ai populației și așezării. Analiza este realizată începând cu popularea regiunii, dinamica numărului populației, stabile a densității acesteia și a structurilor demografice de tot felul. Merită menționată structura ocupațională a populației și gradul de asigurare cu forță de muncă și pe medii a așezărilor. Sunt relevante concluziile acestui compartiment, concluzii care atestă un dezastru demografic pe linia tuturor indicatorilor cantitativ și calitativ, ceea ce, din perspectiva menținerii acestei regiuni pe linia de putere, nu poate supraviețui decât integrată într-o entitate mai dezvoltată, care ar fi aceasta, rămâne de văzut. Va fi Uniunea Europeană, în care se va integra Republica Moldova, va fi o colonie a spațiului slav, rolul determinant rămânând pe seama maturității factorului politic. Capitolul 4, cel mai consistent, complex și esențial în structura și valoarea lucrării, reprezintă ceea ce am putea numi analiza direcțiilor de dezvoltare a ramurilor și subramurilor economiei prin regiunii sud, prin comparație cu alte regiuni, fiind identificate oportunitățile, riscurile și factorii de dezvoltare în contextul eventualei integrări europene. Acest compartiment beneficiază de un aparat analitic vast și profund,
în pofida datelor statistice incomplete de la BNS. Trecând peste conținutul acestui compartiment, conținut de o amplă analiză asupra restructurării economiei regiunii de sud, voi menționa în mare parte cadrul de referință este văzut ca un reflex al declinului de valorificare a potențialului economic pe parcursul ultimelor decenii, constatându-se discrepanță mare atât în cadrul regiunii, cât și în comparație cu alte regiuni ale Republicii. Merită atenție identificarea discrepanțelor dintre nivelul de dezvoltare industrială a unităților administrativ-teritoriale de nivelul 2 din cadrul regiunii și elaborarea hărții valoarea producției industriale pe cap de locuitor la nivel de unități administrative. Aici fac o paranteză, înlocuirea apare la cap de locuitor. Analiza SOT asupra sectoarelor economiei regiunii de sud la finalul acestei părți întrecește un demers bine fundamentat cu o selecție riguroasă a variabilelor și o atenție deosebit acordată interferențe unor factori. Urmată de prezentarea specificului cadrului natural, considerat factor deosebit de important în dezvoltarea economică, care suprapune amprenta uman-demografică în evoluția și spațiu-temporală, peste suportul natural, autoarea evidențiază caracteristicile funcționale, specificul structurilor economice și perspectivele teritoriului, disfuncțiile corelate cu numeroase probleme și așa mai departe. Tabloul evolutiv al ultimilor ani furnizat creează imaginea unei regiuni interesante de-a lungul timpului în mai multe faze de implantarea unor activități agricole și industriale care au complexificat structurile economice, autoarea venind cu o multitudine de recomandări menite să dinamizeze dezvoltarea economică. Acest capitol constituie contribuția cea mai semnificativă a traversului științific al autoarei. Nivelul calitativ al lucrării este corespunzător standardelor unor lucrări de doctorat și corespunde criteriilor în vigoare. Această afirmație are drept suport următoarele argumente. 1. Gradul de informare bibliografică, metodologică și statistică este cuprinzător, având în vedere multitudinea de lucrări care apar în domeniul dezvoltării urbane și rurale. Selecția bibliografică reținută a fost suficientă pentru a fundamenta teoretic și metodologic un demers bine structurat și cu obiective clare. Titlurile bibliografice înserate în lista de referințe demonstrează capacitatea de asimilare și punere în practică a unei cercetări suficient de elaborate a demersului, cu posibilitatea evidențierii clare a propriilor contribuții, a elementelor de originalitate și noutate absolut necesare pentru confirmarea caracterului științific al rezultatelor expuse. În al doilea rând, informațiile utilizate au fost colectate din surse pertinente, în vorba de statistica oficială, rezultate ale unor cercetări anterioare recunoscute pe plan național. Intervalul temporal analizat este suficient pentru a permite extragerea unor tendințe de evoluție, manifestarea unor disparități spațiale, sprijinind concluzii pertinente care dovedesc asumarea deplină a conceptelor și teoriilor specifice problematicii abordate. În al treilea rând, ponderea rezultatelor proprii este semnificativă, precizată în text și completează cercetări anterioare. Maniera în care au fost expuse rezultatele proprii facilitează evidențierea viziunii autoarei asupra problematicii studiului. Expresia grafică și cartografică a lucrării este suficient de elaborată, utilizând mijloace avansate de prelucrare. Materialul ilustrativ suplimentează informația prezentată sau ajută la înțelegerea concluziilor expuse, fără a exagera sau dubla informația prezentată în format tabelar. În bibliografie sunt incluse rezultatele publicate în reviste de specialitate ca autor principal sau secundar, dovedind o preocupare explicită pentru diseminarea rezultatelor în concordanță cu cerințele actuale.
Lucrările publicate constituie un suport consistent pentru a susține acordarea titlului academic de doctor. Și, în ultimul rând, discursul utilizat de candidat este corespunzător cu o grijă evidentă pentru forma expunerii și un efort de asimilare a informațiilor teoretice și metodologice. Modul de prezentare a problematicii și a rezultatelor obținute în urma analizei suportului informațional este cursiv, asigurând coerență lucrării. Concluziile majore formulate anterior nu trebuie interpretate ca o apologie de circumstanțe, dat fiind că autoarea într-adevăr a depus o muncă serioasă cu meticulozitate și pătrundere în multe amănunte și detalii. Afirm cu toată certitudinea că nu cred în perfecțiune și știu că lucrarea de față nu este perfectă, chiar dacă autoarea este un cercetător serios. Dar a ceea ce poate fi criticat este infim și nesemnificativ față de valoarea în ansamblu a lucrării. Desigur, lectura textului lucrării a pus în evidență unele mici reluări de idei cu rol de legătură, unele inconsecvențe sau unele impurități care, în eventuala publicare a lucrării, pot fi ușor de eliminat. De exemplu, și aici, iertată fie paranteza, am văzut că observațiile pe care urmează să le spun eu aici au mai fost făcute de altcineva cu numele Cristof sau Cristofor, nu știu, nu m-am reținut foarte bine. De exemplu, în text apar multe cacofonii, cu și așa mai departe, piața de realizare a produselor. Eu știu că această sintagmă este foarte larg folosită în Basarabie, fiind calculată din rusă. Ori realizare în limba română nu înseamnă vânzare, pentru că în limba rusă înseamnă altceva. Sau în analiza compartimentului, compartimentul legat de așezări se face într-adevăr un pic abuz de utilizarea noțiunii de localități, mai rar de tot sau foarte rar este folosită noțiunea de așezări. Toate acestea însă înseamnă atât de puțin în comparație cu valoarea de ansamblu a lucrării, încât nici pe departe nu este cultul de a nu aprecia pozitiv teza de doctorat elaborată de doamna Adelina Reveni. Pe baza celor menționate, concluzionăm că în ansamblu lucrarea probleme și oportunități în dezvoltarea regiunii de sud în contextul integrării europene, studiul de geografie umană a Republicii Moldova, elaborată de doctorand Adelina Revencă, în vederea obținerii titlului de doctor în științe filonomice, are merite incontestabile, constituindu-se într-un studiu valoros de geografie economică și socială. Prin abordarea unei tematici de actualitate, îmbinând metodologii și tehnici de investigare clasice cu cele moderne și prezentând un nivel științific adecvat, lucrarea are toate atributele necesare unei teze de doctorat și recomandăm ca autoarea să primească titlul de doctor, pentru că întrunește condițiile de originalitate și de utilitate teoretică și practică cerute lucrărilor de acest nivel. În consecință, propun susținerea acestei teze în fața Comisiei de Doctorat, lucru care deja s-a întâmplat, ocazie cu care o felicit pe Adelina Revencu pentru faza în care a ajuns cu susținerea lucrării și pe domnul profesor Constantin Matei. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domn profesor, pentru referatul expus de dumneavoastră, unul destul de relevant și cu o analiză destul de detaliată asupra tuturor aspectelor specifice unei teze de doctorat în cazul de față. Doar numai ca o remarcă să anunțăm membrii Consiliului că avizul domnului Vasile Frost îl avem în original acum, aici, chiar dacă e semnat cu o dată târzii de 30 decembrie, domn Vasile, probabil că asta a fost mai mult o greșeală mecanică sau în contextul în care s-a structurat, noi anunțăm Consiliul că îl avem la moment și l-avem ștampilat. Trebuia să fie în noiembrie. Mulțumim!
Da. Bine, cred că, nu știu, eroarea asta, cum va fi soluționată? Sperăm să nu... Să nu o eroare mecanică, în orice caz. Oferim cuvântul celui de-al doilea, referent domnul Fache, deja cu prezență fizică. Domnule, domnul Efros de o săptămână e străbunic. Probabil că nici nu știu, de la nepoată. Da, onorată asistență, un referat marca UE s-a consumat, un referat marca Republica Moldova urmează, dar nu înainte de a saluta prezența domnului profesor Matei cu cea de-a noua reușită, a noua, domn profesor, nu greșesc cu nimic, da? A noua reușită în domeniul geografiei umane, și a rămas foarte puțin până la cea de 10, că acum se merge pe 10 obiective, 10 obiective guvernamentale, 10 ale diferitor ministerii, deci nu a rămas foarte mult, dar să salut și prezența comunității geografice, care este un pic mai numeroasă decât alte comunități la care am fost prezent în susținerea tezilor de doctorat și confirmă ipoteza potrivit căreia comunitățile mici, ca să reziste, trebuie să fie unite și vreau să cred că anume așa este. În cele ce urmează, voi încerca să punctez momentele principale ale referatului, dacă nu este aviz, referatului cu privire la teza de doctorat a pretendentei Adelina Revenco. Doctoranda abordează o problematică de geografie regională, parte, componenta geografiei umane, știință care își extinde tot mai mult domeniul de cercetare prin utilizarea metodelor de analiză proprie, dar și a științelor conexe. Lucrarea are o structură clasică în ceea ce privește analiza regională. Studiul realizat este de actualitate și se înscrie în cercetările clasice regionale, având ca obiect de studiu o regiune statistică din cadrul Republicii Moldova, dar care de fapt include două regiuni de dezvoltare prin legea care definește dezvoltarea prin regiuni. În regiunea dezvoltare Sud și Utah-Găgăuzia au fost create ca entități teritoriale independente, dar care nu corespund criteriilor de clasificare a unităților teritoriale statistice NUTS-3 a dezvoltării prin regiuni, conform principiului politicii regionale a Uniunii Europene. În acest sens, autoarea întemeiat le include într-o unitate regională numită convențional, regiunea de Sud, argumentare fiind făcută în metodologie de cercetare. Teza de doctorat înaintată spre analiză cuprinde 170 de pagini, text de bază, 4 capitole precedate de introduceri, urmate de concluzii și recomandări, lista bibliografică din circa 260 de titluri, 223 în limba română și 41 în limbi de circulație internațională, preponderent rusă. Un număr foarte mare de materiale ilustrative, tabele, figuri, anexe. Conținutul tezei este în concordanță cu tematica acestei, fapt ce corespunde specialității solicitate, dar și interesului de dezvoltare a geografiei regionale, regiunea fiind o entitate teritorială importantă pentru localizarea și analiza interacțiunilor economice și sociale în cadrul anumitor forme de organizare. Dezvoltarea prin regiuni, prin aplicarea politicii de dezvoltare regională, este importantă prin obiectivul de bază pe care o fundamentează, și anume descentralizarea administrativ-teritorială, financiară și patrimonială. Argumentarea adusă în lucrare se sprijină pe unul din principiile de bază ale descentralizării, și anume valorificarea efortului propriu în dezvoltarea socioeconomică, precum și prin valorificarea oportunităților din exterior, fiind aici destul de multe, așa cum precizează autoarea, și care solicită o valorificare mai eficientă. Lucrarea este argumentată suficient la fiecare capitol și subcapitole din cadrul acestora. În introducere, candidata a prezentat motivația alegerii temei, insistând pe o cercetare complexă a unei regiuni de dezvoltare care ar corespunde criteriilor NUTS-3, dar și pe baza bunelor practici existente în Uniunea Europeană. Scopul și obiectivele sunt bine definite, urmând logica analitică a dezvoltării prin regiuni, fiind coerent asamblate, urmând asigurarea premizelor necesare elaborării unor recomandări în baza analizei efectuate și care se încadrează în conceptul de dezvoltare sustenabilă teritorială, corelate cu viziunea strategică de integrare europeană. Obiectivul de studiu al tezei este vast pentru un cercetător, acest lucru însă n-a descurajat de doctoranda, trecând prin filtrul personal un volum informațional impresionant. Metodologia adoptată este conformă cu aspirațiile științifice și ale rezultatelor obținute. Ipoteza propusă se bazează pe analiza problemelor identificate în baza cercetării componentelor fizico-geografice, umane și socio-economice, precum și identificarea oportunităților de dezvoltare,
nefiind suficient de clar, însă modul de operaționalizare acestora. Ori obiectivele propun o cercetare aplicativă care furnizează soluții la probleme identificate, variabile cheie legate de obiective, cu instrumente, metode de măsurare utilizate, facilitând colectarea și analiza datelor în cadrul cercetării științifice. Lucrurile devin însă mai clare prin prezentarea noutății științifice, în formularea concluziilor, în analiza SWOT care urmează la fiecare capitol, în valoarea aplicativă, prin implementarea rezultatelor științifice. Precizările metodologice cu referire la arealul de studiu, regiunea de sud ca regiune statistică și recomandarea finală de revizuire a divizării administrativ-teritoriale este logică și argumentată, pornind de la bunele practici și recomandări UE de reformare teritorială, dar și de la contextul aspirațiilor europene Republicii Moldova. Structura tezei este logică, dorindu-se prin cele patru capitole cuprinderea cât mai multe aspecte pe care le reprezintă regiunea de sud ca unitate teritorial statistică. Primul capitol este destinat studiului aspectelor teoretice a bazei informaționale, precum și elaborării metodologiei de cercetare. Analiza bibliografiei cuprinde toată gama studiilor de specialitate, punându-se un accent mai mare pe studiile de geografie fizică și umană. Metodele de cercetare, atât clasice cât și moderne, analiza cartografică, sistemică, statistică, sunt racordate la tehnicile actuale de prelucrare informațională, în primul rând de instrumentelor de tip GIS. Autoarea încearcă să dea o notă critică surselor informaționale, în special pe componenta socioeconomică și valorificarea resurselor din perioadele anterioare, marcate de ideologie și subiectivism. Capitolul al doilea include o amplă caracteristică a condițiilor și resurselor naturale, fiind detaliată importanța acestora în calitate de potențial natural pentru dezvoltarea regiunii. Autorii apreciază potențialul natural din perspectiva factorilor determinanți favorabili, dar și restrictiv dezvoltării, în special agriculturii, ramură dependentă în mare măsură de calitatea componentelor naturale. Detaliat sunt prezentate toate componentele naturale, dar în special cele deficitare, apele de suprafață și subterane limitate în general și supra-solicitate. Riscurile și oportunitățile ce decurg din situația de stare impun programe și planuri de acțiune locală ce derivă din strategiile, programele naționale. Planuri de acțiune cu măsuri concrete ce reiesc din situația reală, din păcate, lipsesc sau sunt foarte limitate la nivel local, fapt menționat de autoare. Situația de ansamblu cu privire la monitorizare și valorificarea resurselor naturale constituie o premisă importantă a mecanismului economic de gestiune a resurselor naturale menționat și în concluzie. Capitolul 3 vizează evaluarea potențialului uman al regiunii prin prisma indicatorilor calitativ și cantitativ. Autoarea apreciază obiectiv factorul de conjunctură politică, ajustat de factorii sociodemografici și socioculturali, în formarea unui populații mozaicate din punct de vedere structural și care își pune amprenta asupra mai multor laturi ale vieții socioeconomice și sociopolitice. Evoluția indicatorilor ce atestă potențialul uman a urmat traiectorii similare celorlalte regiuni ale Republicii Moldova cu unele caracteristici particulare în privința comportamentului reproductiv migrațional. Surprind anumite date cu privire la dinamica structurală a populației, diminuarea, spre exemplu, cu 11,7% puncte procentuale a etnicilor găgăuzi în intervalul intercensitar 2004-2014 sau în valori absolute cu 15%, reșind din valorile absolut 15%, știut fiind gradul de înalt de stabilizare al acestora, în special în mediul rural, sau creșterea cu 600% a persoanelor care nu au declarat apartenență confesională, care solicită, în opinia noastră, cercetări suplimentare. Fie că este vorba de calitatea recensământului, ceea ce mai degrabă este adevărat aici, dar și alte date, informații care pot fi desprinse doar din studiile calitative realizate în teritoriu. Ar fi fost mai obiectivă, în opinia noastră, raportarea indicatorilor demografici luați în calcul la optimumul demografic sau valori de referință critică. Dar concluziile autoarei specifică situația critică sau dramatică chiar în privința prognozelor demografice. Capitolul 4, cel mai voluminos, și prinde o evaluare a potențialului economic din perspectiva modului de valorificare acestui, precum și a căutării oportunităților de dezvoltare actuală de perspectivă. În linii mari, autoarea apreciază obiectiv situația economică, măsurată prin indicatori de bază utilizați de statistica națională și regională. Surprinde volumul datelor prelucrate, sistematizate, analizate și utilizarea mai multor metode de cercetare.
dacă în cazul evidențierii problemelor existente, autoarea obiectiv scoate în evidență problemele și cauzele care le-au determinat. În cazul oportunităților identificate, acestea sunt prea, opinia noastră, sunt prea general formulate. Integrarea europeană de perspectivă, acordarea standardelor europene nu vor influența creșterea rapidă și automată a nivelului de trai, dar nu asigurăm echitatea, dacă nu asigurăm echitate pe interior. Aplicarea principiilor descentralizării financiare, administrative, patrimoniale în reducerea discrepanțelor teritoriale, pe principii științifice fundamentate și nu pe criterii politice, integrarea foarte slabă pe interior, inclusiv a celor două unități teritoriale. Deci din schimburile intranaționale, UTA Găgăuzia 2 sau 3% doar schimburi cu origine de sud, e o legătură aproape inexistentă. Dar cunoaște foarte multe proiecte care au fost sprijinite cu inclusiv nemijlocit participarea celorlalte unități sau în cadrul celorlalte unități. Adică se poate. Politicile statului acordate la principiul dezvoltării regionale trebuie să fie direcționat primordial către unitățile, către entitățile marginale, acordul sprijinului logistico-financiar necesar, iar pe exterior, prin încurajarea și consultanța apeleurilor de a aplica la proiecte de dezvoltare regională și transfrontalieră. Situația UTA Găgăuzia este un exemplu bun de valorificare a oportunităților. Nu întâmplător, autonomia s-a distanțat mult de celelalte entități teritoriale de rang 2. Dispune de 47% din potențialul industrial al regiunii, are cea mai dezvoltată infrastructură tehnică, militară, economică și socială, cel mai mare volum al produselor exportate, depășind de circa două ori nivelul celorlalte regiuni de dezvoltare. Bine, o să spunem că aici intervine factorul politic și susțin ideea pretendentei că trebuie să delimităm foarte clar factorul geopolitic în dezvoltare, dar și în același timp considerăm faptul că pasivitatea cu care structurile centrale au abordat problema generală în ansamblu și că trebuie să fie o atrasă o atenție mult mai mare în contextul în care se dorește o dezvoltare bazată pe lichidarea dezechilibrilor. Oportunități de dezvoltare sunt foarte multe, doar că trebuie valorificate, dar, bineînțeles, începând cu nivelul primar local. Concluziile și recomandările finale ale lucrării sunt corecte, fiind în concordanță cu obiectivele formulate, modul în care a fost construită cercetarea. Autoarea constată corect diverse serioase de la regulile economiei de piață în trecut, dar și în prezent, la valorificare insuficientă a potențialului existent, la eficiența reformelor aplicate, la multiplele oportunități nevalorificate. Concluziile ce derivă din obiective trasate au o adresabilitate largă, atât pentru specialiști, cât și pentru factorii decizionali de diferit rang. Chiar dacă problemele existente sunt cunoscute, meritul autoarei constă în sistematizarea interpretărilor, putând servi ca instrument de sprijin necesar unei guvernanțe teritoriale, bune guvernanțe teritoriale. În opinia referentului, rezultatele tezei sunt valoroase și utile, atât ca material didactic prețios, ca fundamentare științifică a măsurilor de politică regională ce urmează fi luate de entitățile teritoriale administrative de diferit rang, în cadrul managementului teritorial, în coordonarea strategiilor, politicilor și a planurilor de acțiuni de dezvoltare regională. Prin acest studiu, doctoranda Adelina Revenco se prezintă ca o cercetătoare matură, bine informată. Teza de doctorat întrunește toate criteriile necesare acordării titlului de doctor în științe bonfie și geonomice. Deși eu la fel nu sunt de acord cu titulatura dată, dar asta e. Vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim, domnul Achi. Rămâne dacă pretendenta la titlul științific are ceva de clarificat la obiecțiile făcute din partea referenței. Da, vă mulțumesc. Vis-a-vis de obiecțiile pervenite din partea domnului profesor Iecos, anumite calchieri, da, și repetări, o să țin cont și o să încerc să formulez textele mai bine în următoarele cercetări. Ceea ce ține de
luarea în calcul acestor obiecții în cazul publicării materialului, materialul pe care îl aveți publicat în acest material s-a ținut cont de obiecțiile domnului Frost și s-a intervenit cu anumite modificări. Da, pentru care vă mulțumesc, domnule Frost. Vis-a-vis de obiecțiile parvenite din partea domnului Hachi, sunt de acord că mi-aș fi dorit să acord o atenție mai mare cercetărilor mai înguste, hai să zic așa, asupra unităților teritorial-administrative. Aș fi vrut să identific și am încercat în anexa numărul 75 să specific acele perspective de dezvoltare pentru fiecare unitate teritorial-administrativă separat. Povara pe care mi-am luat-o pe umeri era mult prea mare pentru ca să reușesc să acord atâta timp cât am considerat, cât aș fi dorit eu pentru soluționarea, identificarea și propunerea de soluții pentru fiecare unitate teritorială administrativă mai detaliat. Vis-a-vis de obiecția ce ține de evidența sau creșterea și descreșterea numărului populației, aici am menționat și în cazul prezentării, m-am confruntat cu diverse situații dificile în calculul populației regiunii, ori datele statistice oferite de Biroul Național de Statistică, în primul rând, de multe ori sunt contradictorii, iar pornind de la încercarea de a caracteriza sau comparativ datele statistice cu privire la numărul populației după anul 2019, chiar creează dificultăți foarte mari, ori sunt foarte contradictorii și greu de interpretat. Ce ține de scăderea nemijlocită a populației de etnie găgăuză, și din hartă se observă o diminuare a ponderii populației la nivel de localități. Marea majoritate a localităților au o descreștere de până la 25% a numărului populației, ceea ce parțial argumentează diminuarea per total a numărului populației. Vis-a-vis de componența confesională, de apartenența confesională, astea sunt rezultatele pe care mi le oferă Biroul Național de Statistică. Nu am încercat să efectuez cercetări mai înguste pe segmentul de apartenență confesională a populației din regiune. Asta este. Vă mulțumesc, domnul Hachi, pentru obiecție. Bine, ia loc. Și noi continuăm cu următoarea etapă din procesul de susținere, în care lansăm discuții libere la care pot participa toți cei prezenți în sală, deoarece mai întâi oferim cuvântul care doresc să se expună asupra tezei persoanelor invitate prezenți, după care vor lua cuvântul membrii Consiliului Științific Specializat. Deci, din cei prezenți, din invitați, vă rog, dacă sunt doritori să se expună asupra valorii lucrării, nu ezitați și îndrăzniți. Domnul Băian. Dacă îmi permiți, Dragini Băian, Universitatea de Stat din Moldova, eu vreau să spun că în asta, în primul rând, să aduc sincerii recunoștințe domnului profesor Constantin Hachi, pentru că noi o cunoaștem ca un savant în domeniul respectiv foarte mare și dumneavoastră a avut grijă și a condus până la, iată, la rezultatele de astăzi. Eu întotdeauna am spus chiar personal că îl stimez deosebit și mă mândresc cu dumnealui. Și vreau să spun că dumnealui a spus că, într-adevăr, lucrarea este una matură,
a fost elaborat într-o perioadă mai îndelungată și, într-adevăr, nu din cauza capacității, potențialului de muncă a doctorantii, dar din cauza acelor obligațiuni, serviciu care le-a avut întotdeauna. Eu am fost martor când dumneavoastră a lucrat în secția studii, ca chiar șeful secției studii la Universitatea Academiei, după ce am universitate din Cantimir, acum lucrează vice-șef al secției la fel studii, deci acolo dumneavoastră cunoașteți că acolo e un volum colosal și care nu poți lăsa pe mâine sau pe doi mâine. Acolo trebuie de făcut hearing sau alta e. De aceea noi trebuie numai să menționăm curajul de care a dat dovadă doctoranta, că ea nu s-a lăsat de teză și eu știu, sunt martor că perioada a fost lungă de elaborare, dar dumneavoastră de fiecare dată a renovat toate datele, le-a actualizat toate datele. Și în lucrare avem datele actuale, adică cu cele, se finisează cu cele actuale. Vreau să spun că lucrarea este foarte actuală, așa coincis chiar cu începerea negocierii de aderare Republicii Moldova în Uniunea Europeană, ceea ce dumneavoastră a menționat încă mulți ani în urmă. Așa, și uitați-vă, a fost o coincidență fericită, că iată, acum de acum avem și rezultate. Acesta este un fenomen extraordinar, e al doilea după căpătarea independenței Republicii Moldova. O reușită extraordinară. Lucrarea este originală, pentru că pentru prima dată, pentru regiunea de sud, s-a făcut un studiu foarte aprofundat, s-a studiat atât componentele naturale, cât și cele sociale, cât și cele economice, s-a arătat deosebirile dintre regiunea de sud și celelalte regiuni de dezvoltare, s-a arătat că aici sunt probleme și mie îmi place foarte mult, cum se numește, tema, probleme și oportunități, au fost scoase în evidență toate problemele și au fost înaintate oportunități pentru soluționare, în primul rând pentru creșterea nivelului de viață a populației din această regiune. S-a subliniat că regiunea este foarte importantă pentru că ea poate în viitorul apropiat, cred că prin intermediul Uniunii Europene, poate să influențeze, să aibă un impact foarte pozitiv asupra regiunii Odessa, adică asupra dezvoltării economice, încadrării și așa mai departe, în diferite relații, așa, și sociale, și relații culturale, și relații economice, așa, pentru că acolo este o bună parte din români care locuiesc în zona respectivă, de aceea chiar este și datoria noastră și cred că și plăcerea tuturor, de o parte și alta. În lucrare s-a folosit un suport metodologic modern, adică datele au fost date statistice, lucrarea a fost făcută în primul rând în baza datelor statistice, așa, în prelucrarea datelor, în asta interpretarea datelor, clar că s-a folosit cel mai modern suport metodologic. Lucrarea este relevantă din punct de vedere a rezultatelor științei căpătate, are o relevanță teoretică foarte bună, foarte bună, la fel și o relevanță aplicativă. Eu cred că ar trebui ca organele de resort să folosească aceste rezultate, că s-a făcut un studiu științific destul de îndelungat, utilizarea datelor statistice, care vrem sau nu vrem, trebuie să le recunoaștem că sunt veridice, pentru că sunt date ale instituțiilor de stat. De aceea ele ar trebui folosite, aceste concluzii, recomandări, pentru elaborarea diferitor proiecte, pentru soluționarea problemelor care au fost indicate. Teza a fost redactată
redactată foarte bine din punct de vedere gramatical, tehnic și așa mai departe, arată foarte bine, cu atât mai mult că teza este însoțită de monografii, deja ce este un lucru foarte bucurător. Eu, de pildă, nici până astăzi, așa și n-am mai asta. Eu editat monografia în baza tezei, ce e păcat că n-am făcut-o, Dumnezeu a făcut-o și bine că a făcut-o la timp. La timp, clar că s-au respectat toate principiile etice și deontologiei, deci nimeni n-are nicio pretenție, pentru că datele sunt veridice, respectate toate principiile etice, deontologiei, așa, calitatea rezultatelor obținute este înaltă. De aceea, într-adevăr, putem să ne bucurăm că avem un studiu foarte, foarte calitativ. Așa, astfel, constatăm că teza științifică examinată este bazată pe rezultatele unor investigații noi, ce țin de realizarea unei analize regionale detaliate, care s-a finalizat cu identificarea problemelor și căilor de valorificare a oportunităților de dezvoltare a regiunii în contextul sustenabilității regionale și a premizelor de integrare europeană. Lucrarea doctorată a doamnei Revianco Adelina reprezintă un studiu științific finalizat, complex, integru, efectuat autentic de către autor pe o tematică actuală pentru Republica Moldova și în baza unui program bine argumentat în corespundere cu cerințele stabilite de ANACEC față de tezele de doctor, iar autoarea tezei merită de a-i se conferi titlul de doctor, de acord cu domnul profesor Vasilie Fros, că, într-adevăr, științe geonomice nu toată lumea înțelege, ci și chiar nu se înțelege despre ce vorba. Așa e la specialitatea, dar așa e asta, situația. La specialitatea 154.01, geografie economică și socială. Vă mulțumesc! Vă rog, dacă mai sunt și alte intervenții, doriți cineva să se mai expună asupra valorii lucrării? Spuneți tot. Nu sunt. Dacă nu sunt doritori de a vorbi din cei prezenți în sală, am să ofer cuvântul membrilor Consiliului Specializat, Științific Specializat. Nu există o ordine sau o preferință. Începem cu domnul Cucioreanu? Da, prezint referat. Ce doriți, așa e prezentat. Teza care o analizăm este un studiu clasic de geografie regională și mie îmi este drag pentru că am făcut și eu cândva ceva similar. Pot să spun că mi-a plăcut lucrarea și fără să fac o analiză SWOT, printre punctele forte aș menționa. Și dacă îmi dați voi, eu am să mă uit de pe hârtie ca mai repede să fie. Este bine punctată necesitatea și rolul unor astfel de studii. Lucrarea este bine documentată. Sunt multe surse din toate domeniile, începând de la istorie, elemente naturale și bine și detaliat analizată literatura, chiar dacă ea vizează doar un teritoriu mai larg, dar vizează și regiunea studiată. Materialul cartografic și grafic este de o foarte bună calitate, este bine explicată metodologia, inclusiv ce metode se folosesc, de ce se folosesc, poate pentru specialiști unele lucruri sunt cunoscute, dar pentru publicul larg, probabil că este foarte util să vadă ce înseamnă un astfel de studiu. În mai multe locuri, de fapt, am văzut că nu au fost oferite date din cauza executării prevederilor legii privind la protecția datelor cu caracter personal. Cred că, de fapt, este o plecare proastă a legii sau un motiv fals, dacă se atunci la aceasta. Bun, dar asta e o abatere. Așa este. Este un studiu complex care, pe lângă analizele proprii, adică datelor empirice, a necesitat și o selecție și sinteză autor studiu. Precădent din domeniul geografiei fizice, ori autorul nu a făcut și nu putea singură să facă analiză pentru fiecare element natural. De exemplu, evaluarea și studierea resurselor
minerali. Este clar că scopul a constat în a utiliza studiile și sursele existente pentru a extrage datele necesare și a vedea în complex teritoriul și problemele lui. Cercetătorul trebuie să aibă așa capacități și din perspectiva tezei constat că doamna Revenco le are. Concluziile la capitole sunt relevante, clare, reflectă esența conținutului tezei. În teză este utilizat un limbaj științific, îngrijit, lucrarea este expusă clar și coerent. Chiar dacă mai există unele stângăcii de exprimare sau mici erori de redactare, un singur exemplu, la pagina 98 este tabelul 3.5, ponderea structurii comisionale a populației. Nu mi se pare foarte reușită denumirea, titlul acestui tabel, pentru că mai degrabă este vorba despre diferite grupuri în funcție de atitudinea față de religie, pentru că sunt date cei care au declarat religia, cei care sunt atei și cei care nu au declarat. Apropo, n-am văzut în textul de bază să fie indicat care este structura confesională propusă, adică ce grup religios predomină sau ce religie predomină. Trebuie să merg la anexa 24 ca să constat că ortodoxi, adică să confirm că ortodoxi sunt majoritari, dar înțeleg din ce cauză s-a ajuns la aceasta, pentru că pretendenta a fost nevoită să micșoreze volumul tezei și atunci a dus mai mult la anexă și s-a dus și informația asta acolo. Anexe, într-adevăr sunt foarte multe și sunt foarte importante pentru a înțelege unele concluzii și unele afirmații din teză. E foarte bine documentat. Poate mai puțin anexele 24 numărul de autocamioane și numărul de tractoare și combine, pentru că este din 2010, dacă am înțeles eu corect, și atunci erau multe depășite de 10 ani și acum e și mai puțin relevant. Am întâlnit și unele afirmații discutabile, din punctul meu de vedere, dar unul totuși îl voi menționa, pentru că, de fapt, probabil că este o eroare. La pagina 102, unde se indică că astăzi Republica Moldova ocupă locul 41 printre statele europene, după gradul de urbanizare. Datele din 2019, 41-35, depășind doar Albania și Portugalia. Nu știu de unde a stat informația, dar din datele mele, sau nu la mele, dar cel pe care le-a consultat, peste 60% au ambele aceste date, după gradul de urbanizare. Și încă un aspect care vreau să-l abordez, care, de fapt, m-a determinat la fel atunci când se analizau elementele naturale, cât de importante sunt pentru specializarea regiunii și cum determină ele ce se ocupă populația. Probabil că acum ar trebui să discutăm totuși alți factori, adică care rolul factorului natural în prezent în specializarea unei regiuni și dezvoltarea economică, ramurile de specializare. Bine, asta este o discuție separată și este clar că în așa o lucrare nu putea să abordeze toate problemele, dar poate în contextul întrebării date de domnul Bacal, perspectivele de cercetare, vreau să aduc în discuție conceptul specializării inteligente, care pentru că capitolul 4 este analiza și identificarea posibilităților de dezvoltare potențialului economic și sunt indicate este indicat că au fost identificate sub ramurile de o mai mare perspectivă la nivel de unități administrative. În acest context, specializarea inteligentă presupune că regiunile ar trebui să identifice și să selecteze un număr limitat de domenii prioritare pentru investiții bazate pe cunoaștere, activități economice cu un potențial înalt de transformare pentru economie, bazându-se pe punctele forte, avantajele competitive și potențialul de excelență, inclusiv pentru a conecta cercetarea și inovarea cu mediul de afaceri. Și în acest context există în Republica Moldova două studii cu specializare inteligentă care propun anumite nișe de specializare, inclusiv pentru regiunea de sud. Și vă sugerez ca direcții de pe viitor, poate de comparat ce au propus în aceste studii, ce s-a propus în studii de specializare inteligentă să fie dezvoltat în regiunea de sud și cu ceea ce ați identificat dumneavoastră și ați propus sub ramurile pentru fiecare unitate administrativă. Per ansamblu, consider că teza este reflectarea eforturilor multianuale a candidatei. Îndeplinește toate cerințele pentru așa tip de lucrări, iar doamna Revenco a demonstrat în lucrare și prin prezentarea și răspunsurile la întrebări pe care le-a oferit,
că deține toate competențele și abilitățile pentru a fi conferit titlul de doctor în știință. Vă mulțumim. Mergem în continuare, domnul Păcăr. Da. Eu sunt foarte bine cunoscut cu teza de doctorat a doamnei Rivencu, în special la primele etape de susținere, mă refer atunci în 2020, când am primit prima variantă, spunem acel maculator, care treptat s-a transformat într-o lucrare bună și foarte bună. Mi-aduc aminte pe inițial acele hărți care cuprindeau doar o parte din teritoriu, fie că nu includea Găgăuzia, fie includeau și partea din stânga Nistrului, raionele acestea, Slobozia. Da? De asemenea, date o parte, spunem așa, învechite, dar, treptat, majoritatea acestor obiecții au fost luate în calcul și înlăturate. Chiar amintesc și la ultimele, deci la susținerea de la departament, susținerea de la seminarul științific de profil, în care atrageam atenția asupra neglijării unor studii regionale care le-a elaborat recent Institutul de Ecologie și Geografie, dar care până la urmă au fost luate în calcul și prezentate în varianta finală a tezei, în monografie. Am observat și pentru care vreau să-i spun un mulțumesc nevieți și mai evident. Da, pentru că e foarte important ca să întreprindem eforturi comune și respectiv să obținem, că atunci când fiecare face separat, niciodată nu ar fi, deci un rezultat bun și rezultat mult mai mare, mai complex ar fi când sunt aceste eforturi comune coordonate. De asemenea, s-a menționat despre calitatea foarte bună a materialelor cartografice. Și spuneam că, comparativ cu ceea ce am văzut la primele etape, este mult mai bun, se vede că s-a lucrat, s-a luat în considerare ce acele obiecții. Referitor la ceea ce mi se pare mie așa mai puțin relevant, sunt totuși recomandările care sunt, cum a spus domnul referent, doctor Hache, așa, cam generale, de-a locuri. Dar în contextul întrebării pe care am pus-o, perspectivele de în viitorul termen scurt, mediu, cred că se vor contura și se vor definitiva și aceste rezultate, referitor la recomandări, la deci concretizarea lor, pe anumite segmente, pe anumite, eu știu, unități administrative teritoriale de nivelul 2 sau nivelul primar. Sperăm ca proiectul depus de Institutul de Ecologie și Geografie să fie streacă cu, să fie aprobat cu succes și să vă încadrați cu toți în structură și vom ajuta ca aceste recomandări respectiv parcursul acelor 4 ani să se implementeze în practică. Eu, în final, apreciez în alt calitatea lucrării, mă alătur la cele spuse de referenți și de colegi și de ce o felicităm, vă dorim mult succes în continuare. Mulțumim. Deja este următorul zi. Mulțumim, domn președinte. Eu o să fiu mult mai succint. Deci, în primul rând, vreau să felicit pretendenta pentru această etapă foarte importantă. Vreau să-l felicit pe domnul profesor Matei cu următoarea, sper noi, nu ultima susținere de teză. Deci, în primul rând, obiectul de cercetare este unul foarte divers, eterogen, atât din punct de vedere
politic, etnic, cât și economic, și acum este și grav afectat de aceste schimbări climatice. Cum a menționat și domnul Bacal, deci noi ne propunem următorii 4 ani, anume această zonă de studii, sub aspectul rezilienței sectoriale la schimbările climatice, și respectiv doamna Revencu se regăsește perfect în echipa de cercetare. S-a menționat, vreau și eu să spun acest lucru, s-a utilizat foarte bine sistemele informaționale geografice. Aici este un volum enorm de date, fiecare compartiment, respectiv aceste materiale cartografice au simplificat foarte mult din procesarea statistică, prezentarea datelor și respectiv a îmbunătățit foarte bine calitatea lucrării. Deci eu, din partea mea, ca membru comisiei, susțin demersul doamnei Revencu pentru a obține titlul de doctor în știință. Felicitări! Și noi vă mulțumim! Doamne, mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte! Am să fiu și eu scurt, doar numai din considerentul că am participat la toate 3 etape de elaborare. De fapt, am văzut cum s-a schimbat calitatea lucrării. Și mă bucură faptul că noi, în cadrul generațiilor de geografi, am putut trece de la studii generale de țară la studii regionale. Este o altă calitate și sper că aceasta să fie continuat, cu atât mai mult că presupun că în contextul Institutului Geografiei s-ar putea regăsi doamna Revencu și aici. Tot aici aș menționa și faptul că este destul de valoroasă reprezentativitatea publicațiilor pe care le-a făcut. Probabil că aici nu avem cu nimic ce vine în critică, în contextul în care doamna a lucrat destul de consistent și ea cu adevărat le merită titlul de doctor. Cam atât. Mulțumesc! Bine. Rămâne și mie să mă expun asupra lucrării auză, dar la început mi-am fost întrebarea ce caută un economist în cohorta asta de geografi pentru evaluarea tezii în cauză, însă dacă așa a dorit poporul și așa a decis instituțiile în cauză, nu-mi rămâne decât să vin și eu cu o apreciere asupra lucrării în cauză. Din start, pentru mine a prezentat un interes deosebit, fiindcă eu, venind din alt domeniu din economie, am dorit să văd care este conținutul unor teze ce vin din alt domeniu de cercetare, cum este în cazul de față geografia. Din start, înainte de a analiza mai detaliat lucrarea, am trecut așa fugitiv prin ea și mi-a creat o impresie destul de bună asupra lucrării date, însă cu toate acestea îmi doresc să punctez anumite aspecte sau elemente care m-au impresionat în lucrarea de față și care arată calitatea de cercetător a pretendentului la titlul de doctor în cazul de față. În primul rând, un prim aspect la care am să mă refer ține de conținutul și structura lucrării. Mai rar întâlnești o teză de doctor cu o structură din 4 capitole, ceea ce am văzut în cazul de față, în lucrarea de față. O structură logică, după părerea mea, prin ochiul unui economist în cazul de față, asupra felului cum este pretat materialul și expus în aceste capitole, bine structurat și argumentat toate aspectele care au fost cuprinse în cazul de față, ceea ce demonstrează ce profesionalismul și maturitatea științifică, aș putea spune, a pretendentului la titlul de doctor la titlul de doctor în științe geonomice în cazul de față. Un alt aspect care m-a impresionat în lucrarea de față este că autorul scoate în evidență caracterul inovator al lucrării, adică
prin ce se evidențiază lucrarea de față în raport cu celelalte lucrări existente în domeniul, dat, ceea ce arată că lucrarea în cauză are un potențial științific destul de elocvent în cazul de față și unde se poate de făcut cercetări și mai multe în cazul de față, pornind de la noile circumstanțe de dezvoltare a Republicii Moldova în procesul de preaderare, existând așa la Uniunea Europeană și multe aspecte de acest gen. La fel, autoarea evidențiază ipoteza de cercetare de la care pornește întreaga activitate de analiză și evaluare atât sub aspect teoretic cât și aplicativ a problemei de care este legat în cazul de față, ca în final să ajungă la anumite concluzii și recomandări pornind de la acea ipoteză de cercetare care a fost evidențiată în partea introductivă a lucrării în cazul de față. La fel, aplicabilitatea lucrării, să zicem așa, este determinată de direcțiile dezvoltate de autoare în cazul de față și care pot fi luate în considerație și utilizate în procesul de elaborare de recomandări sau de politici pentru instituțiile guvernamentale în cazul de față pentru a contribui la o mai bună dezvoltare sau la o redresare a situației și economice a regiunii sud, în cazul de față. Nu în ultimul rând m-a impresionat foarte mult diversitatea metodelor de cercetare care au fost evidențiate în cazul de față și de referințe oficiale și de alți membri ai Consiliului Științific, în care autoarea face referință atât metode și istoriografice și metode statistice, comparate, cartografice și așa mai departe, ceea ce i-a permis până la urmă autorice să obțină niște rezultate științifice palpabile, demne de apreciat în cazul de față. La fel, în lucrare am observat un aspect care m-a impresionat, ceea ce ține de domeniul meu, rata de ocupare a forței de muncă în regiunea sud, unde arată că ponderea populației ocupate în agricultură este de două ori mai mare decât la nivelul Republicii Moldova în cazul de față, ceea ce iarăși este o problemă care urmează de identificat niște soluții pe viitor în condițiile retehnologizării agriculturii și atunci ar fi nevoie și de a analiza și acest aspect, ce facem cu procesul de recalificare a forței de muncă existente în domeniul respectiv și așa mai departe. Adică putem observa o multitudine de direcții care pot fi dezvoltate pe viitor, urmare a acestor cercetări care le-a efectuat pretendenta la titlul de doctor în cazul de față. În final, ca o generalizare, vreau să spun că este o teză bine închegată din punct de vedere științific. Bineînțeles că aici este și contribuția bine meritată a conducătorului, domnului profesor, în cazul de față, fiindcă oricum se observă meticulozitatea dânsului în orice activitate pe care o a desfășurat-o cu toți doctoranții dânsului de până acum. Eu voi susține această teză pentru ca pretendenta să obțină titlul științific de doctor în științe geonomice. Asta este ultima etapă a discuțiilor, nu ultima etapă, etapă din
din scenariul procesului de susținere a tezei de doctor în cazul de față. Următoarea etapă este să dăm citire proiectului de hotărâre a Consiliului Științific Specializat. O rezultat retard de valoare și rezultat de opțiune. Da? Domnul președinte, mulțumesc, stimat Consiliu, stimați colegi. Am să încerc doar numai să punctez pe scurt ca să mă favorizez din timp. În primul rând, conform programului, noi trebuie să punctăm actualitatea și importanța temei, iar ea reiese din intențiile integrării Uniunii Europene. Aspectul de originalitate științifică rezide de faptul că pentru prima dată în studiul geografic s-a dezvoltat o analiză regională a regiunii date pornind de la elemente fizico-geografic, culturale, socio-culturale și cele economico-geografice, ce considerăm că este destul de valoros. Iar tot în contextul dat menționăm și valoarea aplicativă a tezei care se exprimă prin evaluarea complexă a componentelor naturale și totodată vorbim și de identificarea unor probleme care trebuie luate în considerație din perspectiva de dezvoltare socio-economică și dimensiunea europeană comunitară spațiului din contextul creșterii bunăstării populației. Vă mulțumesc pentru atenție. Bine. Acum urmează procedura de vot din partea membrilor Consiliului Științific Specializat. Stimați invitați, stimați oaspeți, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat. În continuare, urma votării care a avut loc din partea membrilor Consiliului Științific Specializat, voi da citire procesului verbal privind rezultatele votării membrilor Consiliului Științific Specializat de 154.01-23-52, specialitatea științifică 0154.01 geografie economică și socială în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova din 15 decembrie 2023. În vederea conferirii titlului științific de doctor în științe geonomice doamnei Adelina Repenco, în baza susținerii publice a tezei de doctor în științe geonomice cu titlul Probleme și oportunități în dezvoltarea regiunii de sud în contextul integrării europene, studiu de geografie umană a Republicii Moldova. Deci, din cei prezenți la susținere, din cei 5 membri ai Consiliului Științific Specializat, au votat 5 membri. Rezultatele votării sunt următoarele. 5 voturi pro, contra 0, deci în cazul de față nu ne rămâne decât să felicităm pe doamna Revencu pentru decizia unanimă a Consiliului Științific Specializat în vederea conferirii titlului de doctor științific, titlului de doctor în științe geonomice. Acum se oferă, înainte de a oferi cuvânt pretendentei, oferim cuvântul conducătorului științific. Eu vreau să mulțumesc toți prezenții merită atenție și mulțumiri din partea mea ca conducător. Eu nu spun din partea lui Adelina, care la fel se răpește. Eu nu știu dacă domnul Efros ne aude. Vă aud. Domnul Efros, mulțumiri din partea noastră pentru munca depus, pentru susținerea care o dați în acest lucru de pregătire a cadrelor pentru Republica Moldova și pentru viitoarea Europa. Cred că da. Mulțumesc și eu pentru invitație. Dacă v-ați conectat, dacă îmi permiteți mie, că v-ați conectat pe domnul Efros. Domnul Voian, încerc scuze, vă prem cuvântul. Nu, o replică. Domnul profesor Efros, uitați-vă în membrii Consiliului, sunt 5 foștri noștri studenți. Așa că estimăm și asta ne mândrim cu dânși, inclusiv autorul tezei. Dați-mi voie să prelungesc încă un minut, vreau să eu de suflet mulțumesc domnului Bârcă
că a dat de acordul să fie ca președinte. Mi-a spus că, că el e din altă parte, dar e bine când astăzi se acceptă chiar și din alte ramuri să participe la pregătiri, la susținere. Răspund eu să mint, când prima dată eu am fost acceptat de comisie, știu referent la doctor în medicină. La medicină s-a uitat și de unde s-a luat geograful ăsta, vreau să cred refer la, la doctorul știință în medicină. Iată, chiar domnul Mirnic, când Dumnezeu s-a iert, era viu, a făcut niște ochi așa aia. Cu toate că mă cunoștea foarte bine. Așa că, domnul Vârcă, eu mulțumesc din partea tuturor pentru efortul depus, pentru aceea că ați dat de acord ca să izbășe. Într-adevăr, am fost într-o situație dificilă în privința și asta. Eu mulțumesc la toți membrii comisiei, mulțumesc la toți care sunt prezenți, care, într-un mod sau altul, au atribuție la acel eveniment care l-am, într-un fel, a fost prezent astăzi. De suflet vă mulțumesc la toți și celor care au spus un cuvânt și în adresa conducătorului. Nu știu cât e de meritat, dar vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim, domnul profesor. În final, oferim cuvântul pretendentii, doamnei Adelina Redencu. Vă mulțumesc mult. Vreau să încep cu domnul profesor. Să-mi mulțumesc pentru faptul că a avut curaj să mă accepte. Bine, îndrăzneala vine din faptul că aveam o experiență mare deja de lucru, doi copii, cei ce pune amprenta asupra realizării cercetărilor. Dar dumnealui a avut încredere în mine și mă bucur că într-un final, deși cam întârziat, am adeverit așteptările domnului profesor. Vă mulțumesc mult. Urmează domnul Bacal, care a fost unul din catalizatorii susținerii într-un final. Mulțumesc mult pentru efortul depus și pentru susținerea pe care am simțit-o. Domnul Domenco, pentru că toată partea de hărți și-a asumat-o și de câte ori intram în impas, a încercat să mă ajute cu anumite sfaturi, cum asta s-ar vedea din punct de vedere tehnic. Și tuturor celor, în primul rând, domnului președinte a Consiliului de astăzi, pentru că ați acceptat provocarea de a face cunoștință cu o teză dintr-un domeniu pe care îl cunoașteți mai puțin, membrilor Consiliului, tuturor celor care au investit o groază de timp la toate trei etape, pentru că marea majoritate ați fost prezenți la toate etapele și ați depus eforturi pentru ca într-un final să ajung la un rezultat, sper eu, din cele ce îmi spuneți dumneavoastră, bun, la o teză mai bună decât era la primele etape. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și efortul investit. Nu în ultimul rând, le mulțumesc referenților că au avut o povară mai mare pe umeri, pentru că au acceptat această sarcină și pentru toate obiecțiile cu care au venit, toate ele fiind foarte bune și luate în calcul, au contribuit la îmbunătățirea tezei asupra care am lucrat. Nu în ultimul rând, îi mulțumesc și familiei care m-a susținut. Da, mulțumesc mult. Bine, emoțiile este inevitabil să apară în astfel de situații. Noi, practic, am ajuns la final. Vreau să mulțumesc tuturor celor care și-au făcut timp să vină astăzi în Academia de Studii Economice pentru a asista la susținerea unei teze valoroase, aș spune eu, în domeniul geografiei. Chiar îl salutăm și pe domnul Efros, că este alături de noi, chiar și virtual, dar cu sufletul este alături de cohorta geografilor din Republica Moldova. Înainte de a declara închis ședința de astăzi, vreau să vă urez tuturor
un Crăciun fericit, fiindcă suntem în preajma sărbătorilor frumoase de iarnă și un la mulți ani, noul an, să ne aduc mai mult bucurii, mai multe realizări frumoase în domeniile pe care le realizăm și de ce nu să ne aducă și mai mulți bani în domeniul cercetării din partea guvernanțelor în cazul de față. Vă mulțumesc, cu aceasta punem punct ședinții de astăzi. Felicitări încă o dată!